Onorată asistență, îmi permiteți să declar deschisă ședința Comisiei de Susținere Publică. Voi prezenta audienții dumneavoastră o informație succintă despre organizarea ședinței Comisiei de Susținere Publică privind evaluarea tezei de doctorat în data de 8 septembrie 2023, ora 14. Titlul tezei, conceptualizare pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrului didactic, prezentată de studentă doctorantă Buzienco Valeria, înmatriculată în anul 2018 în cadrul școlii doctorale Științe ale Educației a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, la specialitate 531.01 Teorie Generală a Educației, având în calitate de conducător științific pe doamna profesor dr. Cabilitar Borozan Maia. Teza urmează a fi evaluată de comisie de doctorat în componența aprobată prin ordinul numărul 257 din 0507-2023 cu privire la aprobarea Comisiei de Evaluare și Ținere a Tezei de Doctorat. Aproba componența Comisiei de Evaluare și Ținere Publică a Tezei de Doctorat a doamnei Buzienco Valeria cu titlul Conceptualizare Pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrului didactice, specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației, conducător științific, Borozan Maia, doctor cabilitat profesor universitar, în următoare componență. Coșocaru Victoria, doctor cabilitat profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, președinte. Borozan Maia, doctor cabilitat profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, conducător științific. Șlechtițchi Mihail, doctor cabilitat profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, referent oficial. Glavan Aurelia, doctor cabilitat, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, referent oficial. Șefciuc Maia, doctor profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, referent oficial. Semnează rector doamna Alexandra Barbăneagră și președintele Consiliului Științific George Băiat Costantin. Voi prezenta o informație succintă despre competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică, care sunt, deci este lista și ele sunt în corespundere cu tema cercetării și fac parte din dosarul cu acte ale candidatului. La fel voi prezenta o informație succintă despre CV-ul doctorandei, formarea și experiența profesională a doamnei Buzienco Valeria. Educație și formare. Anul 2019-2020, studii la Universitatea Harvard, specialitatea protecția copilor, drepturile copilor în teorie și practică. Din 2007 până în prezent, studii la Colegiul Harker din Statele Unite ale Americii, specialitatea asociată în artea educației. 2019, programul de formare profesională inițială a mediatorilor, Centru pentru Dezvoltare Personală și Profesională, ASEM. 2018-2021, studii de doctorat, specialitate teorie generală a educației, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Din 2016 până în 2018, studii superioare de masterat, specialitate pedagogie, culturii emoționale, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. 2016-2018, studii superioare de masterat, specialitatea leadership și instruire, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. 2013-2016, studii superioare de licență, specializarea pedagogiei sociale, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Și din 2008 până în 2013, studii liceale la Liceul Teoretic Dante Alighieri. Diplomele obținute, diplomă de licență în știința ale educației, diplomă de master în știința ale educației, specializarea pedagogiei culturii emoționale și a doua diplomă de master în știința ale educației, specializarea leadership și instruirea. Participări în proiecte științifice naționale din 2018 până 2020, cercetător științific, membru al proiectului de cercetări științifice fundamentale, formarea cadrului didactice pentru cercetare și renovarea paradigmei educației. A elaborat, în cadrul cercetării realizate, 11 lucrări științifice, 3 articole în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil Categorie B, un capitol, Explorarea carierei pedagogice prin inteligența socială a cadrelor didactice, în monografie colectivă Contribuții pedagogice de transfer inovațional pentru renovarea paradigmei educației contemporane,
4 articole în lucrările conferințelor științifice internaționale, 3 articole în colegii ale conferințelor științifice naționale cu participare internațională publicate. Aptitudini și competențe personale, responsabilitate, empatie, toleranța, asertivitatea, curiozitatea, perseverența. Cunoaște limba engleză, franceză, rusă și italiană. După cum dumneavoastră ați sesizat din curicul prezentat, avem o candidată valorică, care are și studii de valoare și competențele necesare. Conform procedurii de evaluare și ținere a tezilor de doctor, voi oferi cuvântul doctorandii. De fapt, nu v-am întrebat. Dacă aveți întrebări la mine, la materialele care eu le-am prezentat. Dacă nu aveți întrebări, atunci îi ofer cuvântul doctorandii pentru prezentarea raportului, maxim 20 de minute. Poftim, doamna Zubenco. Vă mulțumesc că ați venit, doamna profesor. Bună ziua, stimată doamnă președintă, referență oficial, onorată comisie ce susține Republica Tezei de Doctor și dragi invitați în ședință. Astăzi vă prezentăm spre atenția dumneavoastră principalele rezultate ale cercetării în cadrul tezei de doctorat cu tema conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice. Actualitatea temei de cercetare este justificată prin atenția atribuită dezvoltării competențelor sociale în contextul politicilor educaționale, naționale și internaționale, privind formarea profesională a cadrelor didactice. Politicile educaționale orientate spre asigurarea corelației dintre cultură, știință, învățământ, determină formarea coerentă și distinctă a culturii sociale a profesorilor. În acest context, profesia este un mod de afirmare și integrare, mobil al prestigiului social, iar educația generațiilor constituie un act de conștiință. Calitatea educației marchează bunăstarea și existența unei națiuni ca entitate distinctă în configurația regională și mondială. Importanța studierii temei este determinată de oportunitatea dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice ca factor al eficientizării și orientării acestora către succesul profesional. Dezideratul vizat rezultă din conținutul documentelor de politici ale educației privind valoarea decisivă a inteligenței sociale pentru formarea profesională a cadrelor didactice. Precum codul educației, unde se menționează că educația are o finalitate de formare a caracterului integru și de dezvoltarea unui sistem de competențe sociale, ce includ cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce asigură participarea activă la viața socială. Dar și alte documente de politici ale educației, precum Agenda de Dezvoltare Globală 2030, comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European privind crearea spațiului european al educației până în 2025, ce include competențe sociale, ce facilitează participarea activă a profesorilor la viața socială, precum și inițiativa lansată în România, Viziune și Strategie Educată 2030, care stipulează ideea cadrelor didactice, sunt mentori, veritabili profesioniști în facilitarea educației sociale. Printre conceptele operaționale ale cercetării se evidențiază inteligența socială, ce presupune capacitatea de a recunoaște, înțelege și interacționa în mod eficient în spațiu, în mediul social, competențe sociale, cadre didactice, valori sociale, cultura emoțională, conceptul de cultură socială, ce reprezintă ansamblul de valori, de norme și de obiceiuri care caracterizează specificul profesional într-o anumită societate sau grup social, și profilul socioprofesional al cadrelor didactice, ce reprezintă calificările și abilitățile cadrelor didactice în contextul lor profesional. Contextul socioeducațional descris din perspectiva interesului științific generează problema cercetării care răspunde la următoarele întrebări. Ce fundamente teoretice constituie reperul epistemologic în conceptualizarea pedagogică a inteligenței sociale? Ce componente ar putea fi incluse în structura inteligenței sociale care descriu profilul socioprofesional al cadrelor didactice? Și ce demersuri
experimentale pot fi valorificate pentru dezvoltarea inteligenței sociale în demersul de formare a cadrelor didactice. Scopul cercetării a constituit conceptualizarea pedagogică a inteligenței sociale a cadrelor didactice, elaborarea modelului teoretic, precum și elaborarea și validarea experimentală a programului de dezvoltare a inteligenței sociale. Conceptualizarea pedagogică a inteligenței sociale a cadrelor didactice va fi posibilă dacă vor fi determinate din perspectivă pedagogică reperele conceptuale ale cercetării, vor fi identificate exigențele privind dezvoltarea inteligenței sociale în procesul de formare profesională inițială, dar și continuă, vor fi elucidate interferențele semantice ale valorilor inteligenței sociale și a culturii emoționale, va fi descris profilul socioprofesional al cadrelor didactice, va fi elaborat și implementat modelul teoretic al inteligenței sociale cadrelor didactice și va fi elaborat și validat programul de dezvoltare a inteligenței sociale a cadrelor didactice. Cuprinsul tezei. Teza este constituită din trei capitole care vor fi prezentate ulterior. În capitolul 1, considerații teoretice asupra inteligenței sociale a cadrelor didactice, ne-am propus realizarea următoarelor obiective. Determinarea reperelor conceptuale, ce definesc evoluția termenului științific al inteligenței sociale a cadrelor didactice, identificarea exigențelor privind dezvoltarea inteligenței sociale în procesul de formare profesională a cadrelor didactice, precum și elucidarea interferențelor semantice ale valorilor inteligenței sociale și a culturii emoționale în contextul problematicii formării profesionale a cadrelor didactice. Constructul inteligenței sociale a suferit mai multe schimbări de-a lungul anilor, de la o semnificație de trăsătură de personalitate, la semnificație de judecată socială, apoi spre interpretarea indicațiilor sociale și a reglementărilor, ulterior spre abilități de rezolvare a problemelor socioprofesionale. Spre începutul anilor 20, conceptul de inteligență socială include competențe interpersonale care facilitează eficiența conduitei umane în societate. Studiile și mai recente prezintă revenirea la studiul emoțiilor de natură socială determinate de contextul cultural, precum și termenul de înțelepciune socială derivată din interpretarea experiențelor sociale acumulate în timp. Actualmente se atestă un interes deosebit în studiul inteligenței sociale a cadrelor didactice. Pentru o mai bună clarificare a semnificației conceptului de inteligență socială, propunem abordarea termenului în evoluție în spații geografice diferite, evidențind concepte ale autorilor reprezentativi cercetării noastre. În spațiul anglofon, Thorndike definește inteligența socială ca o abilitate de a te comporta cu înțelepciune în relațiile umane, iar Cantor și Kilstrom fac referire la fondul de cunoștințe ale individului despre mediul social. În spațiul rus, Bobneva menționează că inteligența socială se formează în procesul de socializare, iar Iujaninova definește inteligența socială ca o abilitate exprimată în trei componente: abilități sociale, inteligență socială și tehnici de comunicare socială. În spațiul românesc, Pavlenko este primul autor care în studiul său funcția afectivității pune în evidență socializarea, condiționarea socială a emoțiilor, iar Petrescu definește inteligența socială ca un ansamblu de cunoștințe despre strategii și stiluri de interacțiune, dar și conștientizarea situațiilor și dinamica socială care le guvernează. Inteligența socială a cadrelor didactice reprezintă o are de studiu relevant nouă, ce reprezintă capacitatea cadrelor didactice de a percepe, înțelege și crea relațiile socioprofesionale cu elevii, părinții, dar și colegii acestora. Mai mulți autori și cercetători au abordat acest subiect și au contribuit la teoretizarea și dezvoltarea inteligenței sociale a cadrelor didactice, printre care cei menționați mai jos. Silveira spune că inteligența socială a cadrelor didactice vizează competențele de procesare a informațiilor sociale, abilități sociale și conștientizarea socială. Albrecht susține că inteligența socială trebuie să fie o precondiție a angajării profesorilor, deoarece profesorii cu o inteligență socială ridicată sunt predispuși spre colaborare. Gelodar menționează că competențele sociale îi ajută pe profesori să evite arderea profesională și să genereze factori interni pentru a crește bunăstarea și pentru a crea un mediu de susținere pentru elevi. Ermentaeva și colaboratorii săi afirmă că inteligența socială a cadrelor didactice reprezintă competența comunicativă. Autorii cercetează interdependența între inteligența socială și competența de comunicare și specificul cultural.
Iar Aldrup susține că societatea funcționează datorită interacțiunilor sociale, iar inteligența socială contribuie la accelerarea acestor relații. Educația socială s-a plasat în centrul preocupărilor pentru dezvoltarea sistemului de educație pe plan național și mondial, iar examinarea documentelor de politici ale educației a condus la descoperirea unor direcții de evoluție pozitivă a sistemului de formare a cadrelor didactice. Proces multidimensional și contradictoriu care registrează tendințe de valorificare a inteligenței sociale, atenționând asupra nevoii unor redimensionări conceptuale și metodologice la nivel procesual a demersului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice. Determinantele sociale în sistemul de formare profesională a cadrelor didactice constituie determinante sociale de natură paradigmatică, axiomatică, dar și determinantă strategică. Dezvoltarea culturii emoționale optime reprezintă una dintre componentele esențiale ale adaptării sociale. În vederea prezentării interferențelor semantice ale valorilor inteligenței sociale și ale culturii emoționale, propunem prezentarea comparată a valorilor inteligenței sociale și ale culturii emoționale prezentată în tabel. Orientarea spre valorile emoționale și evidențierea ideilor privind importanța decisivă a culturii emoționale a generat dinamica constituirii unei noi viziuni asupra conținutului social. Se constată că dependența de emoții este cu adevărat una dintre trăsăturile unice ale omului ce contribuie activ la construcția complexă a relațiilor interpersonale și structurii socioprofesionale. În urma cercetărilor teoretice putem constata rezultatele capitolului 1, care sunt următoarele. Au fost identificate exigențele actuale privind dezvoltarea inteligenței sociale în procesul de formare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice. A fost precizat că faptul că inteligența socială a profesorilor este importantă pentru stăpânirea provocărilor sociale inerente profesiei didactice și pentru a construi relații pozitive în mediul profesional. Au fost descrise și elucidate teoretic interferențele semantice ale valorilor inteligenței sociale și ale culturii emoționale. Semnificația teoretică a cercetării rezultă din cunoașterea științifică a semnificației termenului de inteligență socială în general și a inteligenței sociale a cadrelor didactice în special, în studiul evoluției inteligenței sociale în literatura de specialitate, precum și elucidarea interferențelor semantice a valorilor inteligenței sociale și a culturii emoționale în contextul problematicii adaptării și integrării sociale a cadrelor didactice. În capitolul 2, repere conceptuale ale formării inteligenței sociale a cadrelor didactice, ne-am propus realizarea următoarelor obiective: cercetarea experimentală a nivelurilor de dezvoltare a inteligenței sociale necesare pentru descrierea profilului socioprofesional și elaborarea și descrierea modelului teoretic al cadrelor didactice. Eșantionul experimental a constituit 284 de subiecți, dintre care 138 masteranți de la programele de studii superioare, management educațional și management și comunicare instituțională, și 146 de cadre didactice de la programele de formare continuă, management educațional, modulul branding instituțional. Scopul investigației experimentale a constituit estimarea nivelurilor și particularităților dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice. În scopul evaluării inițiale, în cercetarea noastră, am elaborat și aplicat testul de evaluare a nivelurilor de dezvoltare a inteligenței sociale a cadrelor didactice, elaborat în baza valorilor inteligenței sociale și promovate prin tehnica checklist. Fiecare item al testului îi corespunde câte o valoare a inteligenței sociale, reprezentând componentele sociale. Mecanismul determinării nivelurilor inteligenței sociale a urmărit corespondența dintre nivelul înalt, mediu și scăzut cu calificativele atribuite întotdeauna, deseori și rareori. Interpretarea nivelurilor s-a realizat în felul următor: pentru nivelul înalt, calificativul întotdeauna, mediu, deseori și scăzut, rareori. De asemenea, în experimentul pedagogic a fost folosită varianta clasică, în care variabilele sunt corelate pentru a verifica ipoteza cercetării, ce a inclus subiecții cercetării în trei etape: de constatare, de formare și de control. În tabel sunt menționate perioadele de realizare a experimentului, care a început în septembrie 2018 și a finisat cu etapa de control în februarie 2020.
De menționat este faptul că subiecții au fost împărțiți în două loturi, lotul experimental și lotul de control. Lotul de control nu a participat la formarea, la etapa de formare, în scopul elucidării diferențelor experimentale. Distribuția subiecților a fost realizat conform planurilor experimentale prin strategie de tip pretest, post-test cu lotul experimental și lotul de control. Nivelurile de dezvoltare a inteligenței sociale la etapa de constatare sunt reprezentate în graficul afișat, iar analiza datelor arată rezultate concentrate preponderent la nivelurile scăzute și mediu, iar la etapa de constatare, lotul experimental a prezentat valori scăzute precum imaginea de sine, acceptarea dificultăților, rezistența la multiple solicitări, empatia, integritatea, comunicarea asertivă, interacțiunea socială, înțelepciunea socială, responsabilitate și retroacțiune optimă. Aceste valori fiind ușor peste medie de 50% cu nivel scăzut. Subiecții loturilor experimentale a cadrelor didactice exprimă la etapa de constatare aproximativ aceleași rezultate pentru nivelul scăzut, fapt ce demonstrează necesitatea dezvoltării următoarelor valori ale inteligenței sociale: imaginea de sine pozitivă, acceptarea dificultăților, rezistența la multiple solicitări și orientarea spre succes. Totuși, cadrele didactice, având o experiență profesională mai mare, au prezentat valori puțin mai ridicate pentru nivelul mediu și înalt, comparativ cu masteranzii profesori, care și-au început activitatea pedagogică de curând. Experimentul de pedagogic la etapa de constatare a confirmat ipoteza prin care am presupus că problemele dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice identificate în literatura de specialitate sunt cele care se atestă și în conduita profesională a cadrelor didactice. Descris nivelurile de dezvoltare a inteligenței sociale. Nivelul înalt se caracterizează prin manifestarea unor trăsături evident bine formate, ce demonstrează competențe sociale de interacționare eficient în mediul social, precum și managementul eficient al problemelor și rezistența la solicitările în mediul profesional. Nivelul mediu al inteligenței sociale se caracterizează printr-un nivel puțin mai scăzut al cunoașterii de sine și prezintă o capacitatea cu o mai mare precizie de afirmare a personalității elevilor în condițiile sociale. Iar nivelul scăzut se caracterizează printr-un grad scăzut de conștientizare a propriului eu și aceste stări duc la nesiguranță, frică, deficit relațional și plus sensibilitate la stările emoționale ale altora. Literatura de specialitate psihologică și sociologică promovează diverse concepte ale termenului de inteligență socială, care vizează în esență competențe de a realiza interacțiuni sociale cu caracter adaptativ ca răspuns la provocările vieții. Modelul inteligenței sociale propus de Thorndike și Stein include următoarele componente: atitudini sociale, cunoaștere socială, adaptare socială. Modelul propus după Grispan și Love este constituit din sensibilitate socială, percepție socială și comunicare socială. Goleman propune următoarele elemente constitutive ale inteligenței sociale, precum conștiința socială și dezvoltarea socială. Un model mai complex al inteligenței sociale este oferit de către Boyatzin, iar prin care spune că competențele sociale sunt formate din competențele inteligenței emoționale, sociale și cognitive, ceea ce duce la satisfacția vieții, a carierei și ulterior duce spre o carieră de succes. Modelul structural al inteligenței sociale inteligența socială propus de West și Sub este format din conștiințe sociale manifestate în comportament social prin inteligență socială, memorie socială, percepție socială și creativitate socială. Deși literatura de specialitate propune varii modele ale inteligenței sociale, deducem necesitatea conceptualizării pedagogice a termenului la nivel de structură și conținut. În acest scop am elaborat modelul teoretic al inteligenței sociale a cadrelor didactice și am, iar ca urmare a cercetărilor teoretice și a rezultatelor studiului experimental la nivelurile de formare a inteligenței sociale, am formulat și următoarea definiție a inteligenței sociale.
care este următoarea. Inteligența socială constituie un sistem de valori ale comunicării interpersonale reprezentate în trei componente, personală, relațională și de rezonanță socială, care permite medierea interacțiunilor sociale sub presiunea nevoii de afirmare a sinelui profesional. Profilul socioprofesional al cadrelor didactice se reflectă în relații sociale de colaborare în comunitatea profesională, tendința de afirmare a culturii sociale și atingerea obiectivelor sociale în mediul educațional, managementul relațiilor interpersonale, competențe de decodificare a informațiilor sociale și viziuni prospective cu putere managerială de a realiza finalitățile educației prin acțiuni pedagogice cu un impact social. Noutatea și originalitatea cercetării constă în conceptualizarea pedagogică a modelului teoretic al inteligenței sociale și definirea conceptului vizat, cercetarea experimentală și descrierea nivelurilor de dezvoltare a inteligenței sociale, descrierea profilului socioprofesional a cadrelor didactice în termeni de valori deduse din competențele sociale, crearea unui cadru științific de referință pentru studiul inteligenței sociale a cadrelor didactice, precum și elaborarea concluziilor științifice. În capitolul 3, demersul metodologic al valorizării inteligenței sociale în formarea profesională a cadrelor didactice, ne-am propus realizarea următoarelor obiective. Elaborarea și validarea programului de dezvoltare a inteligenței sociale pentru sporirea șanselor de adaptare și integrare a cadrelor didactice în perspectiva construcției unei cariere de succes, edificarea unui cadru didactic particular și noi cunoștințe științifice, specifice dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice. Demersul metodologic al valorizării inteligenței sociale în formarea profesională a cadrelor didactice include descrierea programului de dezvoltare a inteligenței sociale, ce facilitează conturarea profilului socioprofesional a cadrelor didactice. Iar concluziile științifice formulate converg spre ideea necesității de a configura praxeologia valorificării metodologice elaborate în modelul teoretic al inteligenței sociale și proiectate ca rezultat al studierii teoretice și implementate în instituțiile universitare de învățământ. Astfel, precum în modelul teoretic, programul de dezvoltare a inteligenței sociale a fost constituit din fundamente teoretice prin modele, paradigme, abordări, teorii, traseul metodologic de integrare a modulelor specifice dezvoltării inteligenței sociale, de asemenea, care a vizat studiul individual al dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice prin 6 activități de autoeducație, fiecărei arii ale inteligenței sociale i s-a atribuit câte 2 activități de autoeducație. Așa. Traseul metodologic de integrare a modelelor specifice a dezvoltării inteligenței sociale în unitățile de curs la programele de master a constituit 60 de ore în cadrul programului de management și comunicare instituțională, care a inclus 5 unități de curs, precum metodologia cercetării pedagogice, axiologia educației, managementul conflictului în sistemul educațional, pedagogia culturii emoționale. Și 30 de ore în cadrul programului de management educațional, ce a cuprins cursurile de metodologie a cercetării pedagogice și filozofia educației. Numărul de ore realizat a fost în raport de 1:4, cu o oră de curs contact direct și 4 studii individuale. La programul de formare profesională continuă a participat 59 de cadre didactice, cu un total de 40 de ore, atât contact direct cât și studiu individual, raportul fiind de 1:3. Programul a cuprins 3 module, precum modulul psihopedagogie, modulul didactica specialității și modulul dezvoltare profesională și branding profesional. Activitățile planificate în studiul individual au fost integrate în seminarele la disciplinele pedagogice sub forma variatelor strategii de învățare socială, a modelării situațiilor sociale, specifice activității pedagogice și au fost proiectate astfel încât să cuprindă toate cele 3 arii ale inteligenței sociale, area personală, relațională și de rezonanță socială. Fiecare are corespunde câte 2 activități care au avut ca scop sensibilizarea cadrelor didactice la problematica adaptării și integrării sociale prin dezvoltarea acelor competențe sociale pentru valorizarea culturii sociale în mediul universitar. Așa.
Activitățile au fost realizate la pe trei nivele, la nivel de cunoaștere, ce presupune cadrul informativ. Etapa finală a investigației a constituit validarea experimentală a programului de dezvoltare a inteligenței sociale, a cadrelor didactice și interpretarea rezultatelor cercetării. Obiectivele la etapa de formare și etapa de control au fost următoarele: evaluarea comparată a nivelurilor de dezvoltare a cadrelor didactice și gradul de pregătire profesională. Rezultatele experimentale obținute de subiecții cercetați înainte și după programul modulului specific dezvoltării inteligenței sociale a demonstrat o dinamică pozitivă a valorilor sociale a profesorilor masteranți. Valori înalte se atestă pentru orientarea spre succes cu o valoare de 45,2%. Prin urmare, concluzionăm că subiecții au dezvoltat abilități de proiectare și realizare a scopurilor. De asemenea, valori care depășesc 40% se atestă și la interacțiunea socială, înțelepciunea socială și responsabilitate. La fel, niveluri cu o dinamică pozitivă se atestă și pentru cadrele didactice, în special cele mai înalte valori au arătat cadrele didactice pentru înțelepciunea socială, 47,5% nivel înalt și 33,9% nivel mediu. Semnificativă creștere a valorilor de comunicare asertivă și... Este de menționat faptul că au descrescut, evident, valorile experimentale pentru nivelul scăzut. Rezultatele... Concluziile generale. A fost argumentat teoretic că la ora actuală competențele sociale sunt incluse în standardele profesionale a cadrelor didactice, constituind o resursă psihologică importantă ce poate fi angajată în conceperea și realizarea eficace a procesului educațional, stimulând avansarea în cariera pedagogică. S-a demonstrat științific că sporirea inteligenței sociale a profesorilor este determinată de nevoie de exprimare și prezentare a sinelui profesional și s-a argumentat științific că societatea contemporană înaintează exigențe pertinente de natură axiologică privind reconsiderarea managementului imaginii profesionale a cadrelor didactice în mediul socio-educațional și mobilizarea optimă pentru dezvoltarea profesională. A fost conceptualizat din perspectivă pedagogică modelul teoretic al inteligenței sociale a cadrelor didactice și a fost formulată definiția conceptului. Programul de dezvoltare a inteligenței sociale a cadrelor didactice a fost conceptualizat și aplicat experimental, iar formarea inteligenței sociale a devenit un obiectiv strategic al autoafirmării profesionale exprimat în termeni de dezvoltare a competențelor sociale. S-a conchis că formarea cadrelor didactice nu poate fi realizată după aceleași principii, strategii, ca și alte profesii, ci doar prin perspectiva specificității profesiei de pedagog, deoarece profesia reflectă anumite trăsături umaniste, profesia de cadru didactic. Profesorul propune proiecte educaționale de dezvoltare socială pentru elevi. Și ultima concluzie, s-a constatat eficiența programului de dezvoltare a inteligenței sociale a profesorilor, demonstrată prin dinamica pozitivă a valorilor inteligenței sociale măsurate experimental în procesul de formare profesională. Problema științifică soluționată în cercetare se referă la conceptualizarea pedagogică prin stabilirea structurii și a conținutului științific a inteligenței sociale, evocată prin definirea conceptului vizat, elaborarea, implementarea și validarea programului de dezvoltare a inteligenței sociale pentru sporirea șanselor de adaptare și integrare a profesorilor. Oferim următoarele recomandări cercetătorilor cercetarea să fie pluriaspectuală a inteligenței sociale în diferite contexte sociale și să realizeze evaluarea impactului inteligenței sociale a cadrelor didactice în sporirea culturii sociale a generațiilor în formare. Conceptatorilor de curriculum pedagogic universitar, formarea unor comisii și monitorizarea acestora pentru renovarea documentelor curriculare în vederea promovării inteligenței sociale,
Cadrelor didactice universitare le propunem integrarea conținuturilor specifice formării competențelor sociale în curicula pentru învățământul superior și experimentarea permanentă a învățării sociale și dezvoltarea permanentă și validarea practică a inteligenței sociale în cadrul strategiilor profesionale. Profesorilor școlari le propunem promovarea valorilor culturii emoționale în perspectiva consolidării acestor valori și adaptarea strategiilor de comunicare socială productivă de comportamente sociale deziderabile. Limitele cercetării au constituit timp redus pentru învățarea socială în afara programului, complexitatea socială și relațiile și interacțiunile sociale ce sunt extrem de variate, etica cercetării, deoarece cercetarea inteligenței sociale poate ridica întrebări atunci când se implică manipularea și studierea interacțiunilor sociale sensibile și vulnerabile. Întrebări, da. Așa. Perspectivele cercetării. Mulțumesc pentru atenție și o să vă mulțumim întrebări. Bine, mulțumesc mult pentru atenție. Știți că conform regulamentului 20 de minute, deci sub ce îți prezentați cercetarea dumneavoastră? Atât, da? Da. Da. Deci vă mulțumim pentru prezentare și urmează întrebările. Vă rog că întrebări, deci susținerea este publică, poate să întrebi și cei care sunt prezenți în sală, nu numai referențe oficiali, și cei ce n-a reușit și a vrut dumneavoastră să ne relateze, o să aibă posibilitate acum, deci să răspundă la întrebările dumneavoastră. Poftim, întrebări, domn profesor Șlechtiți. Trei întrebări am, le adresez cu mare plăcere, fiindcă lucrarea este atractivă, interesantă, cu elemn de carismă. Și asta mă face să declar că vreau să vă provoc plăcere. Dumneavoastră vorbiți despre conceptualizarea sub aspect pedagogic ca unui model existent, cunoscut, știut în lume. Lucrul este foarte original. Adică eu încep să redimensionez un model recunoscut al inteligenței sociale, dar din perspectiva interesului meu, să-i dau o notă pedagogică. Care e prima mea întrebare? Operați la singular, conceptualizarea modelului. Și expresia asta apare în mai multe rânduri în lucrarea dumneavoastră. Pe de altă parte, în textul lucrării vorbiți despre existența mai multor modele. Tot, lucru absolut, firesc, normal. Dar dacă totuși ați conceptualizat modelul, atunci mă interesează, din modelele existente, ați conceptualizat, ați atacat, bună intenție, un singur model. Ați încercat să construiți din modele sau ați atacat toate modele și ați încercat să le conceptualizați pe toate. Fiindcă asta e problema. Sunt mai multe modele. Le-ați prezentat. Ele sunt în text. Care din ele, fiindcă vorbiți la singular, a fost conceptualizat de modele pedagogice? Da. Vă mulțumesc mult, domnul profesor Șlechtiți, pentru întrebarea oferită. Noi am cercetat diferite modele ale inteligenței sociale, în general, la general. Dar și în urma acestui studiu și analizei componentelor acestui concept, am realizat în cercetarea noastră modelul teoretic al inteligenței sociale a cadrelor didactice în special, care a vizat acele trei componente. Asta e rezultatul. Asta e rezultatul, da, în urma studiului. Dar care model a fost conceptualizat? Fiindcă l-ați abordat din perspectiva interesului pedagogic. Și mă interesează că avem mai multe. Ați luat unul, ați mers pe rând pistitoare. Nu. Ați adunat grămadă. Ce ați făcut cu toate modelele? Fiindcă ne-ați operat cu sintagma, conceptualizarea modelului. Dar ele sunt mai multe. Sunt mai multe modele ale inteligenței sociale, doar. Și le-am, iar în urma studiului, tuturor componentelor propuse în literatura de specialitate, noi am elaborat teoretic rezultatul. Asta este și noutatea. Asta ar fi lumina, uitați-vă ca în fizică. Dumneavoastră ați venit cu o intenție care este o lumină foarte frumoasă, deosebită. Lumina asta trebuia să o aruncați asupra unei piramide care se numește modelul general, să numim așa, al inteligenței sociale. A cadrelor, da. Lumina iese și avem deja un concept pedagogic al inteligenței sociale. Mă interesează piramida asta prin care a trecut lumina dumneavoastră. Fiindcă sunt mai multe piramide, mai multe modele. Lumina corect. Asta s-a îndreptat doar contra unui singur model ca să obțineți conceptul pedagogic. Ați trecut prin toate trei, le-ați adunat grămadă și a spus, nu, vă adun, vă leg, trec prin voi capul de la urmă să obțin conceptul pedagogic.
care, că aveți o expresie provocatoare, conceptualizarea modelului inteligenței sociale. Adică a cadrelor didactice. Sociale, eu îl conceptualizez și în rezultat obțin un alt concept special care e noutatea lucrării. Care e noutatea lucrării? Care e acel model? Prin care modelul făcut, propus de noi. Regenul l-ați făcut, care e corpul prin care a trecut raza regenului. A trecut prin toate... Care l-ați luat ca bază? Ca bază? Nu am luat ca bază, noi am conceptualizat, am elaborat acest model nou, propus de noi, care a inclus trei componente. Da. Razele trebuiau să treacă printr-un model. Și dacă exista un singur model în lume, era clar. Este un singur model al inteligenței sociale, eu vin și l-am dat din perspectiva paradigmelor de natură pedagogică și în rezultat, după ce l-am atacat, l-am prelucrat, l-am delicat, l-am îmbrățișat, l-am cuprins, am scos și am spus, uite, am obținut ceva nou. Și fiindcă dumneavoastră ați prezentat nu un model, dar mai multe modele, mă interesează cum raza dumneavoastră, prin care ați trecut ca să obțineți conceptul de care spuneți. Prin care? Ele sunt mai multe. Asta și zic, sunt mai multe modele a inteligenței sociale la general. Și noi, în urma studiului tuturor componentelor acestor modele, am elaborat modelul nostru teoretic în trei componente. Componenta relațională, personală, relațională și de rezonanță socială, care a cuprins acele valori ale inteligenței sociale. Deci, ați trecut peste toate modele. Corect. Și rezultat ați obținut un singur concept elaborat de noi. Nu, este o provocare. O provoc pe doctorand, stimată doamnă conducătorul doctorat, Marie Păcei. Deja de 4 ani cât studiază la ea doctorat. Ea merită să fie provocată, fiindcă ea este, precum a spus doamna președinte, valoroasă. Dar omul când e valoros, ai plăcere să-l A doua întrebare. Dumneavoastră ați spus următorul lucru, că ați definit conceptul. Da, în rezultatul abordărilor legate de toate modelele, ați obținut un nou concept. Aici, în noutatea lucrării, și acesta este conceptul pedagogic al inteligenței sociale. Și dumneavoastră l-ați definit, fiindcă ați încercat să definiți. Că atunci când definești conceptul, obții, cum spunem noi, definiție. Eu am ascultat-o atent și în acea definiție eu nu văd particularitatea, fiindcă în această definiție trebuie să apară și chipul cadrului didactic. Iată, dacă o citiți, atunci vezi din nou o definiție care nu mă trimite în mediul cadrelor didactice. Cadrul didactic este lipsă în definiție. Dacă dați din nou definiția, i-a fost foarte interesant, că ați spus că după ce am conceptualizat, evident că am obținut o noțiune, un concept. După asta, evident că trebuie să definești conceptul. L-ați definit. Ia citiți definiția. Dar mie pare că apa este copilul noi. Da, este profilul. Adică, să văd măcar acel cuvânt care mă trimite în zona educațională. Care e definiția? Așa. Da, el se... O clipă, la model, da. Acușo. El fuge repede. Înainte, da. Aici. Modelul nostru este... Da. Da. Constituie un sistem de valori pe cele trei componente, personală, relațională și de rezonanță socială, care permite medierea interacțiunilor sociale sub presiunea nevoii de afirmare a sinelui profesional. Deci este un coerent cu notarea evaluabilă pentru orice mediu profesional. Eu nu văd un cuvânt în această definiție care este potrivită spre profilul elementul particular, spre ceea ce v-ați propus, mediul cadrelor didactice. În această definiție noi, tu înțelegi prea bine că parcă e bună, e bună, e bună, dar ea nu e un cuvânt lipsește. Deci sugestia mea este să puneți acest cuvânt în ulterioară, de ceea ce. Și a treia provocare și aici am încheiat. Spuneți-mă, în viziunea dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră ați operat cu două noțiuni foarte importante, cea de inteligență socială și cea de competență socială. Apropo, aș discuta în altul cazul, competenții sociale sau competența socială, care... Dar asta e altceva. No. Pentru dumneavoastră, aceste noțiuni cum apar? Ele cumva sunt legate, ele sunt echivalente, sau una din ele e mai largă, alta mai îngustă. Competență socială, inteligență socială. Consider că inteligența socială este formată din anumite competențe sociale care se manifestă comportamental în relațiile sociale. De aceea, cadrul didactic manifestând anumite competențe, ca spre exemplu, cea de a înțelege și de a
putea decodifica mesajele interlocutorului. Acestea sunt niște competențe și abilități care formează ulterior inteligența socială a cadrelor didactice. Dar e foarte interesant, inteligența este o sumă mai largă și ea cuprinde aceste competențe și abilități. Cred că l-ați avut în vedere la prima concluzie, în acela cum nu se regăsește. Ia dați prima concluzie. Eu am întrebat special ca să văd dumneavoastră gândiți așa cum îmi place. Acolo prima concluzie nu înțelegi lucrul ăsta și cum apare aparte, izolată, inteligența, competența socială, fără o lega organic de inteligența socială. Prima concluzie. În general. La concluzie generală. Da, la urmă. Iar prima. Așa. Prima, înapoi. Eu de asta, absolut-o. Și nu știu cum am senzația că ați putut, doar axându-vă pe competențe sociale. Ia știți. A fost la urmă. Competențele sociale sunt incluse în standardele profesionale ale cadrelor didactice, constituind o resursă psihologică importantă ce poate fi angajată în conceperea și realizarea eficace a procesului educațional, stimulând avansarea în cariera pedagogică. Deci aici, n-ați spus două cuvinte. Trebuie să ancorați ideea, să o ancorați în zona inteligenței sociale. Mai jos. Da, mai jos, dar mai iau unde? Valori la formarea profesională inițială. Valorile culturii emoționale. Din zona competențelor, din zona valorilor. Dar de ce m-am întrebat, fiindcă de multe ori apare și... Adică aici a fost argumentat teoretic că inteligența socială a cadrelor didactice este reprezentată de competențe sociale, ce asigură managementul activității pedagogice, excelarea relațiilor interpersonale în mediul educațional, precum și creșterea puterii de convingere în comunicare pedagogică. Poftim, ce dorești să întrebi? Da, doamna profesor. Stimată pretendentă la titlu, ieșind din CV-ul care l-ați prezentat în lucrare, dar și din prezentarea care a făcut-o doamna președinte, aveți un parcurs academic destul de onorabil în cadrul programelor de master. Cum ați ajuns, prin formarea dumneavoastră profesională, să identificați această problemă? Așa cum a spus un profesor Ștafițchi, reieșind din area inteligența socială, și ați menționat și în lucrare, din abordarea filosofică, psihologică, socială, v-ați conturat inteligența socială din perspectivă pedagogică. Da, vă mulțumesc mult, doamna profesor, pentru posibilitatea de a valorifica experiența din etapele anterioare care au condus, cum ați spus și dumneavoastră, la formarea și au constituit premiză pentru formarea și conceptualizarea temei tezei de doctor. Într-adevăr, interesul pentru studiul inteligenței sociale a parvenit încă de la etapa de licență în cadrul programului de pedagogie socială, unde am realizat împreună cu doamna profesor teza de licență cu tema metodologie dezvoltării încrederii în sine a profesorilor debutanți în carieră didactică, deoarece în urma practicii realizate am avut sau am simțit nevoia dezvoltării acestei valori. Ulterior, la finalizarea celor două programe de masterat, programul Pedagogia Culturii Emoționale și programul de Leadership și Instruire, am realizat acele două teze de master. La programul Cultură Emoțională, tema a fost următoarea: conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale în planul încrederii în sine a profesorilor debutanți în cariera didactică, iar la programul de master Leadership și Instruire am elaborat teza cu tema managementul formării cadrelor didactice ca lideri inteligenți emoționale prin comunicare. Astfel, toate aceste lucrări, în urma realizării acestor cercetări, am reușit să obținem date care au reflectat necesitatea fundamentării teoretice a inteligenței sociale și a constituit premiză pentru cercetare la etapa de inițiere a proiectului de cercetare doctorală, ceea ce cu tema care am propus-o, în acest proiect am și câștigat bursa de studiu a programului de doctorat. Frumos, o parcurs de la o etapă la alta prin cercetări în cadrul
Am încercat să elaborăm consecutivitate, adică să facem o consecutivitate care să ne permită astăzi, logic, să ajungem la această temă de cercetare. Mai am cum o întrebare legată, de fapt, de realizarea experimentului pedagogic. Din asta s-a realizat experimentul în cadrul programelor de master, așa cum ați anunțat și în lucrare, respectând toate formele de instruire, în cadrul formal, cursul, seminarul pe care le-ați spus și într-o masă, ceea ce în prezentare, dar ați oferit și niște sarcini pentru lucrul individual al studenților și întrebarea mea era în ce măsură obiectivele și strategiile de autoeducație, de autoformare a beneficiarilor programului dumneavoastră, în cadrul experimentului, reflectă componentele inteligenței sociale. Vă mulțumesc și pentru această întrebare. Într-adevăr, cum am menționat, programul însă și-a fost elaborat în baza modelului teoretic, care include acele trei componente sau trei arii ale inteligenței sociale, area personală, relațională și de rezonanță socială, iar activitățile propuse în acest program au fost în direct raport cu aceste activități, le-au fost raportate câte două activități, le-am raportat pentru le-am aplicat în vederea dezvoltării acestor componente. Și de aceea scopul nostru a fost să dezvoltăm valorile inteligenței sociale în cadrul activităților de autoeducație. Mulțumesc. Da, vă mulțumim, doamna profesor, profitim, doamna doctor, fabilitat, doamna Glavan. Mulțumesc, frumos. Stimată doctorandă, eu aș avea două întrebări către dumneavoastră. De stat vreau să zic că mi-ați avut o lucrare foarte interesantă, care abordează, să zicem așa, o valoare umană majoră. În primul capitol, deci întrebarea mea s-a referit la primul capitol teoretic. Mi-a strâns o sinteză vastă a literaturii din domenii precum pedagogie, psihologie, sociologie, filosofie și așa mai departe. Deci aveți o teză multidisciplinară. Întrebarea mea care ar fi, sau vă rog, îmi spuneți, care au fost cei mai semnificativi autori care v-au determinat demersul investigațional de conceptualizare pedagogică a inteligenței sociale în care? La cadrele didactice, sau la pedagogice. Vă mulțumesc mult, doamnă profesor, pentru această întrebare. Desigur că studiul teoretic a fost unul foarte complex și a început cu studiul inteligenței sociale la general. Ca autori remarcanți, putem să-l menționăm pe Thorndike, care este și primul care a definit conceptul de inteligență socială ca o abilitate pentru a stabili relațiile umane, iar împreună cu alți autori precum Moss, Hans și Vernon, ei au studiat inteligența socială ca o trăsătură de personalitate și de asemenea au încercat să elaboreze instrumente de măsurare a abilităților inteligenței sociale. De asemenea, putem să menționăm autorii precum Kilstrom și Cantor, care în cartea lor Personality in Intelligence, in Social Intelligence, au studiat inteligența socială din perspectiva psihologiei sociale și cognitive și au contribuit la înțelegerea mentală, inclusiv a modului în care oamenii se percep și interacționează. În spațiul românesc și Republica Moldova nu se atestă studii sau lucrări în domeniul pedagogic. Sunt lucrările doamnei Inga Platon, care a vizat dezvoltarea inteligenței sociale la adolescenți, a domnului Licciev, care s-a axat pe profilul
profilul psihologic al inteligenței sociale. Însă de aceea și a devenit necesară sau noi am propus conceptualizarea pedagogică a inteligenței sociale a cadrelor didactice și valorificarea acestea. Mulțumesc din răspuns și aș vrea o întrebare cu referire la designul acestei cercetări. Vin mai mult în domeniul psihologiei și iată, întrebarea ar fi, cum explicați faptul că datele cercetării experimentale de la etapa de constatare le prezentați înainte modelul teoretic al inteligenței sociale? În cercetările psihologice și le-a fost interesat, mai întâi modelul, apoi datele cercetării experimentale. Da, este, vă mulțumesc pentru această întrebare, a fost și un subiect de dezbatere, însă până la urmă cu doamna profesor am concluzionat și am ajuns la decizia ca să punem partea experimentală de constatare înaintea modelului teoretic, deoarece ne-am bazat pe ideea de a culege acele date experimentale valoroase care au stat la baza conceptualizării și dezvoltării modelului teoretic. De aceea, datele experimentale presupun baza pe care se construiește modelul nostru teoretic. Adică în urma studiului teoretic și în urma concluzionării necesității dezvoltării acestor componente, am dedus și necesitatea dezvoltării acestui model teoretic. La bani poftim un domn profesor, doctor Cabilitat, Silistrava Nicolae. Insistați că modelul este tehnic? Da, prin ce deosebește? Cer scuze dacă se poate încă o dată. Prin ce se deosebește? Modelul dumneavoastră care este. Se deosebește modelul pedagogic sau care este modelul tehnic și modelul pedagogic? Noi am încercat, precum am spus, în urma studiului diferitor modele a inteligenței sociale în general, să ajungem la concluzionarea necesității dezvoltării acestui model teoretic al dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice, care a fost compus din acele componente. Dar este și modelul, nu e teoretic. La ce întrebare răspunde modelul teoretic și la ce întrebare răspunde orice model pedagogic? Noi am discutat aspectul ăsta. Modelul teoretic spune acea analiză schematică. Da, este modelul neteoretic. Nu este. Modelul teoretic noi ulterior l-am introdus în program. Noi îl numim teoretic, nu pedagogic. Pentru că am ulterior, spune, modelul teoretic al dezvoltării al inteligenței sociale a cadrelor didactice. Adică, cu valoare. Da, este realizat ulterior praxeologic. Care, când de loc, nu-i mă refer la design. Am trecut un model. Model, da. Stați probabil pedagogici, nu? Pune în loc. Da. Competența culturală. Mulțumesc pentru întrebare. Presupun că sau, sunt de părerea că competența culturală întrunește toate celelalte competențe cu competența elemente, cultura emoțională, cultura socială care se dorește ulterior studiată de către noi și toate acestea însumate formează cultura în general, ceea ce prezintă deontologia sau etica în mediul profesional. Întrebările de precizare. Deci când vă întreba domnul profesor Șartischi despre modele, valorile pe care le puneți în model pot fi micromodele? Micromodele? Desigur, fiecare valoare poate
poate fi dezvoltată de sine stătător, însă în sumate le-am organizat pe trei componente, cea personală, relațională și de rezonanță socială, care ulterior formează și profilul socioprofesional al cadrelor didactice. Pedagogia populară, poate fi și desigur, deoarece noi suntem ființe sociale și este un, o lucrare în care se menționează că fiecare, specificul cultural al fiecare zone poate forma diferențe în cadrul dezvoltării inteligenței sociale. De aceea fiecare cultură prezintă sau se atestă, la fiecare cultură se atestă o dezvoltare diferită a inteligenței sociale. Putem vorbi despre inteligență populară? Putem vorbi despre inteligență populară prin în caz, prin cultură inteligență care se manifestă în, prin acele proverbe zicători, asta poate fi numită ca o inteligență. Reprezentările cât de mult v-au arătat la tot ce s-a am... reprezentările sociale au constituit acea valorificare comportamentală sau ceea ce noi am văzut în societate și am putut identifica și ulterior demonstra că inteligența socială este reprezentată în mediul social. Dar și noi vă mulțumim pentru întrebările provocatoare, dar s-a discutat și vă rog cei prezenți, dacă aveți întrebări, dacă nu aveți dumneavoastră întrebări, pun și eu câteva întrebări, să-mi descrieți sau să caracterizați profilul socioprofesional al cadrului didactic în termeni de valori deduse din competențele sociale. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, doamna profesor. Precum am și menționat, mecanismul determinării valorilor inteligenței sociale a fost a urmărit corespondența nivelurilor înalți, mediu și scăzut și calificativele acestuia, precum întotdeauna, deseori și rareori. Iar interpretarea nivelurilor s-a realizat în felul următor. Da, asta am spus. Nivelul, nivelul scăzut al inteligenței. Profilul. Iată un cadru didactic care dumneavoastră considerați, l-ați format și care este profil. Profilul socioprofesional al cadrelor didactice se referă prin dezvoltarea celor competențe sociale, precum gestionarea propriei precum gestionarea relațiilor sociale și managementul pozitiv în clasă de elev. Dumneavoastră ați format, ați avut program, i-ați format și ați menționat că ați avut la experimentul de formare cadre didactice. Iată, în urma formării lor, sunt caracterizați un cadru didactic. Un cadru didactic care considerați că deja a fost format prin programul dumneavoastră și corespunde obiectivelor care le-ați realizat. Un cadru didactic care manifestă un nivel ridicat al inteligenței sociale presupune conștiința socială înaltă, o dezvoltarea valorii de empatie pedagogică și încredere în sine, un autocontrol emoțional. Acesta are capacitatea de menținere integrității personale, se adaptează ușor la schimbări, se manifestă prin optimism, orientarea spre soluționarea problemelor, medierea cu succes a problemelor din mediul socioeducațional. Este foarte deschis schimbărilor și poate să gestioneze sau să
managementul schimbărilor să realizeze acestea, manifestă competențe de codificare a mesajului prin comunicare, dar și prin comportament, și propune viziune de perspectivă cu o putere managerială în mediul educațional. Da, mulțumesc. Și mai am o întrebare. Să precizați, dumneavoastră, cum poate fi implementat programul de dezvoltare inteligenței sociale a cadrului didactic și realizat în prezent a cercetarea dumneavoastră în mod practic într-o instituție de învățământ. Iată, ați realizat o cercetare și să aveți și transfer tehnologic, deci transfer celor rezultate care le-ați obținut dumneavoastră în activitatea practică. Însăși, mulțumesc pentru întrebare, însăși programul a fost conceptualizat și implementat pentru sporirea șanselor de adaptare și integrare socială și a fost infuzionat, a fost proiectat pentru masteranzii din învățământul superior și pentru cadrele didactice de la programele de formare continuă, însă presupunem că poate fi realizat și în învățământul general prin infuzionarea acelor cursuri de, sau programe de autoeducație propuse la, în cadrul seminarilor metodologice, în cadrul consiliilor pedagogice și la fiecare, da, adică fie acele activități considerăm că poate fi realizat și în în orice instituție, la nivelul... Mulțumesc pentru răspuns și noi avem prezentă doctoranta noastră, care este și vicedirector la un liceu, să o întrebăm. Deci, cum dumneavoastră considerați? Da, mulțumesc foarte atent și vreau să zic că din punct de vedere practician, sunt și mine de ședare practic la liceu de liceu de Chișinău. Și consider că dați atât anumit din seminare și prin diferite conferințe și chiar și prin studierea profesorilor, dar am și o mică întrebare dacă se poate. Da, poftim, neapărat. Deci, v-ați referit la prezentarea dumneavoastră, la autorizarea națională, la gestionarea emoțiilor, ca o componentă a inteligenței sociale. Sociale, ca valoare. Cum consider că ar fi bine, ar fi venit să se includă în programul de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale a curs dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale pentru a acorda o mai mare atenție componentei emoționale. Adică nu sunt formate competențele emoționale cadrelor didactice, cum puteți vedea asta? Desigur, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Desigur că poate fi implementat, deoarece noi și am propus aceste activități și cadrelor didactice în cadrul programelor de formare continuă, ce reprezintă acele cadre didactice care aderă la o dezvoltare continuă a acestor abilități prin programele respective. Noi consider că este necesară, deoarece aceste abilități sau competențe formate în urma acestor cursuri vor permite dezvoltarea valorilor de autoreglare, de management instituțional, ceea ce va permite și ulterior în relațiile cu elevii să se creeze un mediu educațional mai eficient, deoarece acesta este și scopul dezvoltării inteligenței emoționale, ca să se realizeze un mediu pozitiv și favorabil în clasele de elevi. Mulțumesc. Da, mulțumim pentru răspuns și acum pot să te așez, ai răspuns la întrebări, te-ai scrăvit. Te așez, iată-l de doamna profesor Bolozan și ofer cuvântul conducătorului. Mulțumesc mult. Pentru a se expune priviri, materiale cercetării, prestație, competenții doctorandi și maximum 20 de minute. Da. Dacă poate să mai puțin, e foarte bine. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, doamna asistenței. Ideea acestui proiect de cercetare a apărut atunci când a apărut o doctorandă, o studentă foarte bună, interesată de lecturi și cunoscătoare de limbi,
Și atunci ea, într-un fel, fiind studentă, a rămas victima comunității noastre științifice, că mai târziu profesor i-a fost și domnul Șleptițchi, domnul profesor Șleptițchi, la doctorat. Astfel, bineînțeles că ideea acestei cercetări s-a înscris în noua direcție de cercetare pe care am promovat-o acum 10 ani, Pedagogia Culturii Emoționale, și interesul a fost de a trece peste acest concept de cultură emoțională a cadrelor didactice pe care l-am promovat și care reflectă specificul profesional al emoționalității și a afectivității lansate în mediul educațional. Din aceste considerente am căutat să nu plecăm prea mult, prea departe de valorile inteligenței sociale în general și am ajuns la această, să ne răspundem la această provocare, care totuși sunt acele valori specifice dincolo de componenta personală. Totuși, cunoscut este faptul că cele două dimensiuni, personală și interpersonală, păstrate și din conceptul de inteligență socială, am încercat să-l dezvoltăm prin conceptul acesta de inteligență socială a cadrelor didactice, prin această componentă rezonanță socială. Asta este problema, dacă putem să asigurăm această rezonanță socială. De aici am plecat de la această idee, am realizat cu Valeria cu succes proiectul de cercetare la licență, apoi la masterat. Bineînțeles că fiind masteranda noastră, a fost explorată din plin și în infuziunea conținuturilor specifice inteligenței sociale a cadrelor didactice, în cercetări experimentale, a aplicat foarte multe instrumente la etapa de formare și aceasta a stimulat interesul masteranzilor pentru acest domeniu de cunoaștere științifică. Bineînțeles că discuția aici și căutările noastre a fost pentru anumite clarificări terminologice. Noi întâlnim în literatura rusă termenul de competentness, prin care se înțelege un grad de cunoaștere, un grad anumit de cunoaștere a unui fenomen. În cazul nostru, noi am încercat să combinăm viziunile din cercetările ruse cu viziunile din cercetările anglofone, din spațiul anglofon, din spațiul francofon și am, cu ajutorul cunoașterii profunde a literaturii pe care le-a asigurat o doctoranda, am ajuns la propriul concept, a ajuns doctoranda prin studiile. A fost și membra unui proiect de cercetări la Academia de Știință și a reușit să-și promoveze acest concept în cadrul acestui proiect din 2015 până 2020, da? 19. 2018. Da. Apoi, proiectul de cercetare a fost ușor de pentru că a fost scris în principiu pentru o persoană concretă și l-am construit în fărâna acest proiect de cercetare. Este, bineînțeles că dacă ar fi să zic, ne gândeam împreună acum care ar fi perspectivele cercetării, ne gândeam la conceptul de cultură socială, la identitate și noi n-am reușit de plin să explorăm această zonă a cunoașterii, dar cred că în următoarele cercetări vom dezvolta această idee care a sugerat-o și domnul profesor Silistravu și domnul profesor Șleptițchi și vom ajunge și la alte cercetări pe care le vom prezenta în comunitatea științifică, sperăm să nu ne fie rușine cu alte idei cu care vom veni. Am avut parte de o doctorandă așa cum foarte exigentă cu sine și cu alții și cred că asta ne-a ajutat foarte mult să perseverăm. Întrebarea care a apărut și adresată și doamna președintă când a cunoscut, dar la ce îți mai trebuie după acest studiu din America, la ce îți mai trebuie de acest doctorat? Este o persoană care nu lasă un lucru bine, un lucru început, nu-l lasă nefinalizat. Și eu mă mândresc cu
cu acest produs, pe care, bineînțeles, ca și orice produs, este locul mai bine și mai foarte bine. Și vreau să o cunosc fericită din această stare de lucru care se va produce astăzi. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să participați la acest proces și mulțumesc, Valerie, că a acceptat să lucrăm împreună la această grea provocare, foarte grea. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, eu de fapt n-am întrebat-o pentru ce îi trebuie, dar am întrebat-o dânsa locuiește în America și am întrebat dacă acolo se echivalează și ce o să aibă din asta, adică o să îi echivaleze, asta mă gătăște, dar nu cu ce îi trebuie, cu ce îi trebuie, asta îi hotărăște ea și de fapt e problema ei. Da, să vă lărificăm. Vă mulțumesc, doamna profesor. Și acum ofer cuvântul referenților oficiali. O să fie așa, după cum sunteți în rezumat. Domnul profesor... Poate fi șapte. Eu, ca gentleman, care vă consider, aș putea să vă propun să schimbați-o de vorba. Eu sunt președinte, mă rog, spuneți dumneavoastră. Poftim, dacă doriți, atunci o fie. Poate cine vrește. Da. O să reducem de discursul nostru. Da, și reduce. Domnul profesor Șlefinski este doctor în pedagogie, doctor de habilitat în psihologie, profesor universitar. Cum vorbim de la trecere? Sunt câteva variante. Merg la tribună, vorbim de aici, mai bine, cum mai bine. Cum cred că la tribună, când îi firmează și când o să ne uităm la analize, la rezultate, să vedem că noi respectăm facem cerințele. Da, doamnelor, domnilor, onorat auditoriu, îmi pare foarte bine să particip la acest important eveniment științific. Vreau să aduc sincere felicitări conducătorilor de doctorat, conducătoarei de doctorat, doctorandii, pentru faptul că au elaborat un produs epistemic de mare valoare, care ne-a unit, care ne-a adunat, care ne produce o mare plăcere și care ne face să fim mari provocatori în ziua de azi, în sensul cel mai frumos al cuvântului. Sper că ați observat cuvântul provocare, deja a fost rostit de mai multe ori, de către noi, dar și de către doamna conducător doctorat, ce înseamnă că lucrarea a fost o provocare, apariția noastră provocare și discuția noastră este o mare provocare științifică. Provocările, precum știți, sunt cele care mișcă gândirea și conduc spre descoperire. Din capul locului voi ține să menționez că lucrarea pe care o am analizat-o și am studiat-o cu multă atenție constituie expresia unei indubitabile impulsionări de factură epistemică, a unei stimulații sui generis, care a deschis perspectiva conceptualizării pedagogice a dezvoltării inteligenței sociale în mediul cadrelor didactice. Actualitatea temei de cercetare este neîndoielnică, ea fiind pe deplin justificată de atenția atribuită dezvoltării competențelor sociale în contextul politicilor educaționale naționale și internaționale prin formarea profesională a cadrelor didactice. Tot mai frecvent și tot mai tare, de la diferite tribune și în vari contexte, se afirmă că zona emoțiilor, acelor sociale cu precădere, a devenit un spațiu de mare și continuu interes pentru pedagogi, psihologi, sociologi, oameni de știință și de cultură. Pe un asemenea fundal, era firesc să apară, mai devreme sau mai târziu, un studiu științific aprofundat, dedicat dezvoltării inteligenței sociale la cadrele didactice, a unei dezvoltări susceptibile să asigure o mai bună orientare a acestora către succesul profesional. Meritul neîndoios al prezentei lucrări constă, pe de o parte, în conceptualizarea pedagogică a inteligenței sociale, în baza modelelor generale existente, și, pe de altă parte, în elaborarea și validarea experimentală a programului de dezvoltare a inteligenței sociale la cadrele didactice, în perspectiva construcției unei cariere de succes. În fond, lucrarea avută în vedere reprezintă o construcție epistemologică consistentă, judicios structurată și suficient de bine racordată la noțiunile, concepțiile și paradigmele existente în domeniu.
ea debutează cu, și aici ca să economisesc, voi spune că fac o analiză a părții introductive, a capitolilor, a concluziilor generale, mă refer la recomandări, merg spre bibliografie, de aceea fac această analiză ca să ajung la partea concluzivă pe care o analizez de Daleaș, cu care sunt de acord. Sunt de acord cu declarațiile pe care le face partea concluzivă doctoranda în legătură cu fiecare obiectiv al cercetării. Sunt de acord cu aceea că, spre exemplu, a fost argumentat sub aspect teoretic punctul de vedere potrivit cărui inteligența socială a cadrelor didactice este reprezentată de competențe sociale, competențe ce asigură managementul activității pedagogice, excelarea relațiilor interpersonale în mediul educațional, creșterea puterii de convingere în comunicarea pedagogică, alimentând popularizarea socială a profesiei de cadru didactic. Sau, spre exemplu, cu concluziile care insistă pe ideea că a fost conceptualizat de putere pedagogic modelul teoretic al inteligenței sociale a cadrelor didactice, sau că a fost conceptualizat și aplicat experimental programul de dezvoltare a inteligenței sociale în mediul cadrelor didactice. Ținând cont de cele menționate mai sus, mă văd motivat să consider că disertația realizată de doctoranda Valeria Buzenco dispune de o incontestabilă identitate epistemică, în fond, prin mijlocirea ei s-au produs două deschideri semnificative. Îmbogățirea științelor educației pe filiera teoriei generale a educației, bineînțeles, cu date care vizează posibilitatea de conceptualizare pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale la cadrele didactice și totodată elaborarea, implementarea și validarea unui program original de dezvoltare a inteligenței sociale la cadrele didactice, a unui program susceptibil să le asigure acestora o carieră profesională de succes. Având certitudinea că disertația supusă dezbaterii marchează o nouă etapă în dezvoltarea aspectelor referitoare la dezvoltarea inteligenței sociale în mediul cadrelor didactice, mă văd obligat în același timp să constat că pe anumite segmente ale acestea, abordările și luările de atitudine nu sunt suficient de convingătoare. Observațiile și sugestiile care se impun cu această ocazie se rezumă la următoare. Vin cu câteva aspecte absolut ferestre, nu știm cu toții că disertații, lucrări, ideale nu există. Și foarte bine că nu există, fiindcă atunci s-ar fi oprit știința, cercetarea, căutarea. Poftim? Doar fi consiliu. Absolut. De aceea, din acest punct de vedere, mă refer la câteva lucruri care în viziunea mea, doar în viziunea mea, puteau fi într-un fel mai bun. Pentru început, vin cu următoarea afirmație. Felul în care este formulată actualitatea temei de cercetare denotă disproporționalitate, lipsă de coerență și soliditate. Ce am în vedere? Atunci când citim lucrarea, vedem că disertanta operează masiv cu documente de politici educaționale, naționale, zonale, regionale, internaționale. Foarte bine, n-am nimic contra, este foarte bine să vorbești despre interesul social care în totalitate se regăsește aici. Un interes care îl promovează factorul politic, garniturile guvernamentale, sectorul asociativ, eu sunt de acord. Numai nu în detrimentul interesului științific, fiindcă în timpul ăsta avem nevoie să vedem care este vocea cercetătorilor. De ce e disproporționat? Fiindcă ea această voce este, numai că ea este printr-o singură lucrare a unei distinții cercetătoare de Republica Moldova și mă refer chiar la conducătoare de doctorat și a două doctorate. Mă gândesc că, în genere, nu-i bine când doctoratul își pune o lucrare de asta atunci când vorbește despre actualitatea lucrării, nu? Tu ești cel care trebuie să insisti pe actualitatea lucrării. Alții insistă, iar tu vii cu o soluție, spunând, eu am realizat o chestiune de interes social, dar și de interes științific totodată. Din acest punct de vedere apare această disproporționalitate, apare această inconsistență și apare această lipsă de soliditate. Deci, pentru viitor ar fi bine tot timpul să avem grijă și de lumea științifică, fiindcă, vă asigur, avem zeci, sute de lucrări, poate mult mai multe lucrări, în care se vorbește despre importanța conceptualizării pedagogice în diferite moduri a ceea ce se numește inteligența socială. Mai apoi, eu vorbesc despre o chestiune foarte delicată. Știm cu toții că doctoranzii trebuie să vorbească despre cum a fost încadrată tema. Atenție, insist asupra cuvântului tema, nu domeniul de cercetare, nu direcția de cercetare. Tema de cercetare. Iar tema sună concret. Tema ne vorbește despre un scop. Conceptualizarea pedagogică a
unui model existent de inteligență socială, da? În vederea perfecționării procesului de pregătire profesională a cadrelor didactice. Când vorbim despre încadrarea temei, adică doctoranda, lucrul este foarte greu. Eu mi-aduc aminte de toate lucrările pe care le-am făcut eu, era foarte greu, fiindcă trebuie să cauți la tine în țară, trebuie să cauți în zona în care te afli tu, trebuie să cauți pe continentul european, să mergi mai departe, să începi cumva să traduci ce au scris alții care sunt în afara continentului european despre tema ta, pentru a demonstra câteva lucruri. Primul, până la tine nimeni n-a fost preocupat de problema conceptualizării pedagogice și atunci e foarte bine dacă ai demonstrat acest lucru, asumându-ți toată responsabilitatea, înseamnă că lucrarea ta, prin definiție, este hiper nouă, hiper originală și este deosebit de importantă, fiindcă până la tine nimeni nu s-a interesat de acest lucru. Varianta a doua, cineva până la tine a scris câte ceva, spunem noi, și atunci spui care sunt segmentele care au fost atacate, acele domenii care au fost elucidate și tu demonstrezi că lucrarea ta vine să completeze niște goluri existente. Și a treia variantă, s-a scris foarte mult până la tine și atunci tu demonstrezi că oricum, prin strădanii de natură științifică, s-ai găsit nișa ta, fie și micuță, care este doar a ta. Fiindcă dacă nu demonstrezi acest lucru, atunci urmează să spui, dar care este originalitatea lucrării tale? Dar unde ești tu? Dar unde este aportul tău? Dar unde este descoperirea ta? Paradoxal, dar lucrarea care este originală, este cu o contribuție semnificativă, este cu o deschidere importantă, oricum apare pe fundalul unei lipse de demonstrație, fiindcă atunci când vorbește despre cum a fost încadrarea tema de cercetare, disertant ajunge la niște chestiuni care sunt foarte delicate, spun eu. Spre exemplu, apar și eu cu o chestie care vizează cogniția socială în formarea liderilor. De fapt, era vorba despre rolul cogniției sociale în reprezentarea socială a liderilor. Este absolut altceva. Cred că v-a dat dreptate și doamna doctor habilitat în psihologie socială, doamna Glavant, fiindcă factorii generatori ai calității vieții sunt cam departe de tema acestei cercetări. De ce aici cred că s-a lucrat în grabă, probabil, și eu lucrul ăsta l-am observat și am spus că acest domeniu n-a fost suficient de bine prezentat. El este arhi important pentru orice lucrare. Și credeți-mă, aici trebuie să lucrezi cu lupa, cu toate microscopele, să pierzi mai multe luni de zile, ca să vezi totuși până la tine. Au existat tentative de a elabora un concept pedagogic al inteligenței sociale sau nu. Al treilea aspect pe care îl atac, cu care nu sunt de acord și spun că el mi-a provocat o anumită nemulțumire, este modul în care apare metodologia de cercetare. În general, autoare de două ori folosește cuvântul metodologie de cercetare, numai că într-un caz are vedere metodele pe care le-a utilizat pentru a cerceta, a realizat scopul cercetării și, în alt caz, de fapt, s-a referit la fundamentele teoretico-conceptuale ale lucrării. Și îi spun despre asta, trebuia poate un pic să fii mai atent, că apare o confuzie. Dar, oricum, este o chestie delicată. Anacecu cere justificare. Nu pur și simplu că mi-a prezentat câteva metode, le-a enumerat, dar nu le-a justificat. Ce înseamnă a justifica metoda în cercetare? Să arăți cum ai realizat un obiectiv, cum anume, care sunt metodele prin care ai realizat acest obiectiv. Evident că sunt metode care se pot regăsi la toate obiectivele, sunt obiective care au beneficiat doar de o singură metodă, dar neapărat trebuia de făcut această justificare, fiindcă ea se regăsește în toate actele normative pe care le-a elaborat și le-a pus în serviciul analizii ANACECU. Și aici poate să apară o problemă, fiindcă această justificare lipsește. Nu sunt de acord cu expresia să nu uităm că lucrarea va fi citită, fiindcă în scurt timp, după susținerea lucrării, această disertație va deveni un bun al tuturor. Ea nu va fi doar lucrarea doctoranței Buzenco și nu va fi o lucrare care a fost administrată științific de către distinsa doamnă profesor universitar Maia Borozan. Fiindcă, în cazul de față, ea va fi a tuturor, ea va fi în biblioteci. Lumea va veni, o va citi. Și va vedea că, spre exemplu, dumneavoastră operați cu noțiunea de metode analitico-sintetice. Nu există metode analitico-sintetice. Există metoda analitico-sintetică sau metoda analitică, metoda sintetică, dar în cadrul lor pot exista foarte multe procedee. Sau, spre exemplu, eu aici, în criticând, vorbesc despre faptul că o serie întreagă de metode n-au fost scoase în profil.
Fiindcă, spre exemplu, am constatat mai sus că actualitatea a fost abordată aproape în exclusivitate din perspectiva politicilor educaționale. Dar ce înseamnă analiza politicilor educaționale? Avem o metodă care se numește metoda de analiză a documentelor oficiale. Și aceste documente sunt cifrici publici oficiale, cifrici publici neoficiale, necifrici publici oficiale, necifrici publici neoficiale, toate sunt. Asta a fost o metodă esențială în lucrarea dumneavoastră, fiindcă aveți foarte multe documente cu referire la politicile în sensul educațional. Sau de pildă de comparație. Eu am găsit cel puțin 5 cazuri când dumneavoastră ați comparat datele, rezultatele. O metodă a comparației care și ea poate fi standardizată, non-standardizată, directă sau indirectă, totală, generală, parțială, nu contează. Și vă spuneam că era foarte bine să faceți acest lucru. Confuzie de care am spus mai sus, apare o confuzie între expresia metodologia cercetării și iarăși metodologia cercetării. Într-un caz avându-se în vedere examenul metodelor pe care le utilizez, iar în alt caz fundamentele teoretico-conceptuale, iată această confuzie va crea chiar o problemă, fiindcă chiar când prezentați metodele cercetării, din nou reveniți la fundamentele teoretico-conceptuale, fiindcă spuneți că metodele astea au presupus utilizarea teoriilor, abordărilor științifice, a modelelor și conceptelor interpretative și așa mai departe. Și ultimul element, ca să nu vorbesc foarte mult, este legat de text, de expresii. Textul disertației abundă în expresii, formulări, cuturnuri, vagi, sofisticate, greu de înțeles. Și aduc foarte multe exemple. Înțeleg, poate ne-am grăbit un pic, fiindcă ideea este clară, dar când citești trebuie de foarte multe ori să gândești asupra sintagmei, asupra propoziției sau asupra frazei, ca să înțelegi ce a avut în vedere autorul. Spre exemplu, ca să o iau chiar cea de la urmă. Adoptarea strategiilor de comunicare socială productivă în sens de comportamente sociale dezirabile. Iată, nu m-am gândit că așa am semnat această expresie. În legătură cu aceste expresii, eu scriu că, din cauza lor, disertația devine pe anumite segmente, evident nu pe toate, mai puțin înțeleasă și respectiv cu mai mică deschidere pentru actualii sau viitorii ei cititori. Așadar, am ajuns la partea finală, în care scriu următoarele lucruri. Evident, observațiile și sugestiile pe care le-am scos în prim plan nu poartă un caracter imperativ. Luarea în considerare a acestor rămânând la discreția autoarei lucrării. De asemenea, este important să menționez că în viziunea mea aceste sugestii și aceste observații nu reduc semnificativ din calitatea disertației, din valoarea ei teoretică și importanța practică. În concluzie, consider că teza de doctor în știința educației cu tema conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice corespunde cerințelor înaintate de ANACEC pentru un asemenea tip de lucrări, iar autoarea ei, Buzenco Valeria, merită să-i se confere titlul științific solicitat la specialitatea 531.01, Teoria Generală a Educației. Vă mulțumesc frumos! Da, și noi vă mulțumim. Vă rog, răspundeți la doamna Echiliente, dar puteți să răspundeți la cele sugestii care au fost alimentate din două lucruri. Eu vă mulțumesc, domnul profesor, pentru valorațiile sugestii și observații făcute, precum și pentru calificativul general care ne l-ați oferit. Desigur că cum a spus și doamna profesor, întotdeauna este loc de mai bine. Acele fraze vor fi revăzute și vom încerca să elaborăm sau să corectăm pe anumite aspecte, însă am încercat să păstrăm traducerile sau foarte multă literatură a fost tradusă, poate de asta s-a creat anumite confuzii, însă am încercat să păstrăm caracterul original al cercetărilor. De asemenea, consider că originalitatea, precum ați menționat dumneavoastră, a cercetării noastre este se datorează faptului că am elaborat acel model teoretic și studiile pe dimensiunea
cadrelor didactice sau conceptualizarea pedagogică a fost realizată în capitolul 1, sub capitolul 1 și 2, unde am propus acel tabel al tuturor cercetătorilor în acest domeniu și studiul care a fost realizat și, precum ați menționat dumneavoastră, s-a realizat anumite studii pe dimensiunea inteligenței sociale a cadrelor didactice, însă anume pe conceptualizarea pedagogică, cel puțin noi nu am găsit la etapa actuală. Au fost cercetări pe managementul clasei de elevi, adică și pe au fost cercetări care au demonstrat ceea ce spune și Thorndike, că inteligența socială se dezvoltă prin experiențe pe tot parcursul vieții, și au fost cercetări care au demonstrat că diferențele de vârstă a cadrelor didactice se influențează la nivelul de dezvoltare a cadrelor didactice, fapt ce a fost demonstrat și în cercetarea noastră. Precum am spus, cadrele didactice au manifestat valori puțin mai ridicate la nivelurile de mediu și scăzut în comparație cu profesorii masteranzi care sunt începători în cariera didactică. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru toate observațiile și vom încerca să toți acești 4 ani, toate observațiile și sugestiile dumneavoastră au fost luate în calcul și în continuare, la alte etape, vom încerca la fel să facem. Vă mulțumesc! Vă ofer cuvântul doamnei profesor, doamnei doctor Capitan, doamnei Lovan. Aici eu sunt președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, onorată asistentă, asistență dragă doctorandă. Astăzi consider că evaluăm o teză care o consider de o maximă actualitate și importanță, și anume care abordează dezvoltarea inteligenței sociale a cadrelor didactice. Cunoaștem bine cu toții că trăim turbulențe sociale majore, inclusiv și pe domeniul educațional, când activitatea didactică se desfășoară într-o permanentă schimbare de cerințe, condiții, iar cadrul didactic, profesorul, pe lângă materia care trebuie să o cunoască profund, trebuie să dea dovadă și de inteligență socială, valori care le dezvoltăm, le acumulăm pe parcursul întregii vieți. M-am reîntors la această lucrare și am redescoperit-o. De ce zic m-am reîntors? Fiindcă am participat la evaluarea lucrării începând cu Comisia de Îndrumare, unde am expertizat-o și am venit cu unele obiecții, propuneri. Ulterior am participat împreună cu doamna președinte la presusținerea acestei lucrări, când a fost prezentat și autoreferatul, care era absolut primenită, să zicem așa, spre bine. Iar astăzi, zic, am redescoperit-o, deoarece această lucrare din una bună a devenit foarte bună. Și vreau să zic că autoarea a avansat în îmbunătățirea acestei lucrări, demonstrând abilități de cercetare teoretică și practică, de aprofundare în acest domeniu al specialității. De aceea eu astăzi voi veni mai mult cu unele aprecieri și vreau să zic că avizarea am făcut-o având în față lucrarea, autoreferatul și în conformitate cu regulamentul de atribuire a calificativelor propus de ANACEC. Menționez din start că tema tezei reprezintă specialitatea științifică și se înscrie în tendințele contemporane de cercetare în domeniu și corespunde integral materialului prezentat în conținutul științific al tezei de doctor. Dacă e să mă refer la noutate și originalitatea cercetării, în urma examinării modelelor structurale ale inteligenței sociale din literatura filosofică, pedagogică, psihologică, după cum am mai expus, autoarea vine cu o descriere multidisciplinară în conceptualizarea pedagogică a modelului teoretic al inteligenței sociale a cadrelor didactice și cu definirea conceptului vizat. Deci, modelul, conceptul vizat, urmează profilul psihologic, așa, profilul, să zicem așa, social, psihologic al pedagogului, după care descrierea profilului socioprofesional al cadrelor didactice, după care urmează elaborarea și implementarea programului de dezvoltare a inteligenței sociale a cadrelor didactice.
În final, autoarea formulează unele concluzii științifice și urmează difuzarea în mediul profesional a unor noi cunoștințe privind inteligența socială a cadrelor didactice. Ce vreau să spun? Că toate acestea reprezintă o abordare originală a unei probleme mai puțin studiate la nivel național sau foarte puțin studiată. Suportul metodologic al acestei lucrări. Lucrarea poartă un caracter pluridisciplinar, la confluența domeniilor, după cum am mai zis, psihologie, pedagogie, sociologie, și are un caracter fundamental aplicativ. Consider că ideea de cercetare a avut un scop bine definit, corespunde temei tezei, iar obiectivele trasate de către autoare au permis aproape în întregime realizarea acestui scop. Dacă e să mă refer la metodele de cercetare care au fost aplicate, într-un fel aș fi de acord cu domnul profesor Șleachtiții, care adică a enumerat toate aceste metode și le-a descris, dar în linii mari, cred că și dumnealui va fi de acord cu mine, toate aceste metode de cercetare corespund tipului studiului și au fost suficiente pentru a aborda științific această problemă. Iar autoarea a demonstrat o bună stăpânire a acestor metode alese. Aceasta este părerea mea, domn profesor. Relevanța științifică a rezultatelor. Autoarea vine cu rezultate științifice, cu o interpretare, cred că, clară, cu rezultate noi la nivel național, oferind răspunsuri la problemele de cercetare, venind cu contribuții teoretice și practice în domeniul cercetat. Concluziile și propunerile, după cum am zis, se bazează pe rezultatele obținute, reflectând scopul și obiectivele acestei lucrări. E bine la acest calificativ. Redactarea tezei și a conținutului tehnic. Păi aici, clar lucru, că mereu este loc și de mai bine, de câte ori n-ai citit o teză de doctor, vrei să mai vii cu ceva îmbunătățiri. În linii mari, eu consider că corespunde cerințelor regulamentare. Autoarea s-a străduit să vină cu claritate și precizie în descrierea lucrării. Parcurgerea lucrării de către cititor mi s-a părut că permite înțelegerea ușoară a textului. Corectitudine lexică, sintactică, ortografică și de punctuație, iarăși zic, aici mereu e loc și de mai bine să ne judece, să zicem, specialiștii în domeniu. Dar teza de doctorat este scrisă la persoana a treia, conform ghidului, capitolele, subcapitolele sunt prezentate echilibrat ca volum în teză, volumul integral al tezei corespunde cerințelor ghidului, am parcurs 140 de pagini care corespund cerințelor, așa, text de bază, am parcurs anexele în număr de 10 care completează ideile din teză fiind corect indicate în text. Prezentarea grafică, dacă e să mă refer la figuri, tabele, imagini, grafice, sunt foarte multe, undeva 50 de tabele, figuri, 19 tabele, dar vreau să zic că mi s-au părut bine gândite și organizate, important fiind pentru mine conținutul lor adecvat. Redactarea bibliografiei. În total, autoarea face referință la 288 de surse, consider că a fost realizată în conformitate cu standardul aplicat în Republica Moldova, respectarea eticii, deontologiei, prin citarea corectă a materialelor și a ideilor preluate din surse diferite, prin veridicitarea datelor utilizate, prin originalitatea și corectitudinea informațiilor prezentate în lucrare, a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză, autoarea demonstrează respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare. Vreau să zic că aceste lucruri mai sunt confirmate de raportul antiplagiat la nivel foarte bun, să zicem așa, și prin declarația privind asumarea răspunderii. Dacă e să mă refer la publicațiile în ediții științifice și prezentarea la conferințe, a prezentat doamna președintă de la bun început acele 11 lucrări științifice care corespund tuturor cerințelor, 3 lucrări în reviste științifice categoria B, un capitol în monografie, mai puțin doctoranzi vin cu capitole în monografie, 3 lucrări la conferințe internaționale, 4 la cele naționale. Deci, autoarea demonstrează
prin aceste publicații științifice evidențiază nivelul înalt de interpretare științifică a rezultatelor acestei cercetări. La întrebările care au rezultat din examinarea textului științific al tezei, autoarea a răspuns aici în prezența tuturor, dar au mai fost întrebări care am avut o colaborare pe parcursul elaborării acestui rezumat și la final vreau să zic că această lucrare de doctorat este una de echipă, ca și toate lucrările de doctor sau de doctor habilitat. În cazul dat, asocierea, cred că reușită, între două persoane, excelentul coordonator, doamna profesor Borozan, și o doctorandă muncitoare, perseverentă, a făcut posibilă elaborarea și aducerea la perfecțiune acestei lucrări de doctorat. În concluzie, ce pot spune? Conținutul integral al tezei de doctor, recenzate, conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice la specialitatea teorie generală a educației, autoare Buzencu Valeria, redă tema, răspunde scopului și obiectivelor acestei cercetări. Conținutul fiind actual, original, interesant expus. Personal mă pronunț pentru conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației, autoarei acestei lucrări. Felicitări, Valeria, vă doresc la mai mult și la mai mare. Felicitări coordonatorului. Dacă sunt întrebări, să răspunzi, răspunzi la... Deci la... Dacă nu, atunci să mă uși Eu nu pot decât să mulțumesc încă o dată doamnei profesor Aurelia Glavan pentru înaltele și valoroasele calificative care le-ați prezentat și, în ultimul rând, să vă mulțumesc pentru acea colaborare pe care am avut-o de la etapa de presusținere și până acum, deoarece mereu ați fost ați venit cu sugestii și cu propuneri valoroase pe care le-am discutat și am încercat să le realizăm și să le implementăm în teză și sper la o continuitate a acestei relații care să aducă rezultate și noi perspective în cercetările ulterioare pe care le vom avea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doctor profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Poftim. Profesor universitar, poftim. Doamna președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență, într-adevăr, apreciez din start valoarea incontestabilă a acestei cercetări și vreau să felicit pretendenta la titlu, dar și conducătorul științific cu această realizare. Este o lucrare inedită în area teoriei generale a educației. Autoarea lucrării, prin formularea problemei, reușește să configureze necesitatea dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice ca factor al eficientizării și orientării acestora către succesul profesional. Având în vedere că inteligența socială constituie una din resursele importante ce permit adaptarea cognitivă, emoțională și comportamentală în funcție de exigențele sociale, Buzencu Valeria își construiește demersul investigațional pe fundamentarea valorilor inteligenței sociale, caracteristice profesionalizării didactice. Așa cum s-a menționat, realizând un studiu foarte vast și sintetizând cercetările științifice în domeniu, pretendenta la titlul științific stabilește necesitatea reconsiderării structurii și conținutului conceptului din perspectiva specificității valorilor pedagogice și formulează propria definiție a termenului operațional al cercetării, inteligența socială a cadrelor didactice, pe care am regăsit-o și în prezentare, dar și în lucrare la pagina 15, inclusiv și în concluziile generale. Actualitatea temei de cercetare este evidențiată inclusiv prin argumentarea teoretică și praxeologică a inteligenței sociale, reprezentate de competențe sociale ce asigură managementul activității pedagogice, excelarea relațiilor interpersonale în mediul educațional, creșterea puterii de convingere în comunicarea pedagogică, alimentând particularizarea socială a profesiei didactice. Autoarea cercetării își construiește demersul investigațional în funcție de interogația științifică și
problema cercetării, care sunt fundamentele constituente și reperele epistemologice în conceptualizarea pedagogică a inteligenței sociale, care sunt componentele care ar putea fi incluse în structura inteligenței sociale, ce demersuri experimentale pot fi valorificate pentru dezvoltarea inteligenței sociale în procesul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, conturând clar scopul, obiectivele și relevanța rezultatelor obținute în cadrul acestei cercetări pentru teoria și practica educațională. Vreau să apreciez corectitudinea formulării aparatului științific, constatând prezența unei relații funcționale între elementele acestei părți componente a tezei de doctorat, considerăm relevant formulat scopul cercetării. Este incontestabilă noutatea și originalitatea cercetării, semnificația teoretică a cercetării. Evidențiem că structura lucrării respectă recomandările față de o teză de doctor în știință ale educației, reflectând un parcurs investigațional care pornește de la fundamentarea teoretică și finalizează prin prezența recomandărilor. Considerăm că conținutul lucrării este structurat logic în cele trei capitole care exprimă activitatea autoarei, privind argumentarea cadrului teoretic al cercetării, metodologic și experimental. În lucrare sunt incluse 10 anexe, 49 reprezentări grafice, găsim aici 19 tabele care consolidează conținutul lucrării. Sub aspect teoretic, doctoranda face sinteza principalelor abordări cu referire la inteligența socială în viziunea sau prin spectrul științelor psihologice, sociologice, filozofice, argumentează importanța inteligenței sociale în activitatea profesională a cadrelor didactice. Apreciem faptul că demersul investigațional se întemeiază pe analiza evoluției conceptului de inteligență socială în vari spații, că găsim aici abordări de spațiile europene, ale Americii, rus, românesc și a Republicii Moldova. Aceste argumente demonstrează că, din punct de vedere pedagogic, conținutul științific al conceptului de inteligență socială a profesorilor a necesitat precizări în plan cognitiv, psihomotor, atitudinal despre valorile inteligenței sociale ca expresie a rezistenței la factorii de natură destructivă în mediul profesional, justificând necesitatea stabilirii și valorificării competente a fundamentelor teoretico-aplicative în formarea inteligenței sociale la cadrele didactice. Analizând ansamblul abordărilor inteligenței sociale și sintetizând diferite viziuni și idei ale cercetătorilor în domeniu, Valeria Buzian pot deduce caracteristicile principale a unui profesor inteligent, configurate în 4 arii de bază: trăsături de caracter, viziune pedagogică, comportamente și confidență sau încredere. Aceste aspecte sunt descrise la pagina 47 în lucrare. Autoarea reușește să pună în valoare abordarea profundă a inteligenței sociale și să evidențieze sfera de referință extinsă a acestui concept, care are în vedere corelația unor calități personale și profesionale relevante și necesare cadrului didactic, care tinde spre o activitate profesională de succes. Dacă să ne referim la coordonata procesuală a cercetării, menționăm că teza prezintă un demers investigațional logic organizat în vederea creării unei viziuni generalizate asupra formării inteligenței cadrelor didactice. Autoarea realizează, a apărut aici în ședință, întrebarea studiului de diagnostic privind nivelurile de formare a inteligenței sociale. Considerăm că acest studiu a permis autoarei să identifice componentele structurale, deci personală, relațională și rezonanța socială și valorile inteligenței sociale a cadrelor didactice, care au permis medierea interacțiunilor sociale sub presiunea nevoii de afirmare a singurului profesional. În perspectiva problematicii identificate, doctoranda stabilește direcțiile de acțiune orientate spre consolidarea și afirmarea inteligenței sociale a cadrelor didactice. Interpretarea analitică a dimensiunilor inteligenței sociale, valorificarea unor teorii privind componentele inteligenței sociale, analiza modelilor inteligenței sociale și principiilor dezvoltare comportamentului deontologic al profesorului inteligenței sociale au servit drept reperă în elaborarea modelului teoretic al inteligenței sociale, structurat în figura 2.2 la pagina 89,
reprezentând viziunea autoarei cercetării asupra structurii și conținutului științific al acestui concept din perspectiva socială a educației. Lucrarea prezentată denotă valoare aplicativă prin elaborarea instrumentarului formativ de bază, programului de dezvoltare a inteligenței sociale a cadrelor didactice, prezentată în figura 3.1 la pagina 94, configurând dimensiunea conținutală și procedurală acestui proces. Pretendenta la titlu științific prezintă o analiză distinctă a demersului experimental privind dezvoltarea inteligenței sociale a cadrelor didactice și aici menționăm că configurarea inteligenței sociale a cadrelor didactice e permis doctorandii elaborarea traseului metodologic de integrare modulilor specifice dezvoltării inteligenței sociale în unități de conținut la programele de master din învățământ superior pedagogic, valorificarea studiului individual de dezvoltare a inteligenței sociale a cadrelor didactice. Traseul formativ a fost implementat prin intermediul disciplinelor pedagogice la program și prin activități planificate în cadrul lucrului individual. Aici a și apărut întrebarea pe care v-am adresat-o eventual. Am primit și răspuns. Cum ați valorificat dimensiunile și strategiile de autoeducație în acest proces și cum reflectă ele componentele inteligenței sociale a cadrelor didactice. Considerăm că reprezentările grafice ale rezultatelor cercetării sunt realizate corect și conțin date relevante care confirmă eficiența programului dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice. Anexele pe care le regăsim în text completează conținutul științific al tezei, contribuind la o mai bună înțelegere a instrumentarului investigațional. Concluziile particulare de la finele capitolelor și concluziile generale reflectă strategia, traseul și rezultatele investigației. Sursele bibliografice, studii consistente, 288 de titluri, considerăm că sunt adecvat selectate. Prin studii personale, incluse în lucrare, 9 articole am găsit. Autoarea confirmă valoarea teoretico-aplicativă a propriului demers investigațional în cadrul tezei de doctorat. Tema tezei este în conformitate cu specialitatea solicitată și răspunde tendințelor de cercetare în domeniul științelor educației. Atât tema de cercetare, cât și conținutul textului științific corespunde exigențelor în valoare ale ANACEC și a Școlii Doctorale Științe ale Educației a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, privind calitatea tezei pentru obținerea titlului științific de doctor în Științe ale Educației. Considerăm că teza de doctor în Științe ale Educației, conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice la specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației, realizată de Buzelco Valerie sub conducerea științifică a doamnei Borozan Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, este o lucrare finalizată și relevantă teoriei și practicii educaționale, care conține suficiente valori teoretice și praxeologice, îndeplinind condiția pentru conferirea titlului științific de doctor în știință al educației și pe final aș vrea să mai fac o recomandare ca rezultat acestei cercetări și în baza aprecierilor pe care le-au făcut referenții și membrii comisiei de doctorat, recomand doctorandii să publice rezultatele cercetării într-un volum monografic ca să respectăm doleanța domnului profesor Șleachtițchi să fie cu acces pentru un public mai larg, pentru că la teza de doctor au acces doar un număr limitat de persoane interesate, o găsim în biblioteca instituției, dar un volum monografic cred că ar fi unul binevenit pentru specialiști și pentru cei interesați de subiect. Da, și noi vă mulțumim, doamna profesor. Doamna profesor Șefciuc, eu vă mulțumesc enorm pentru constatările punctate, care sunt de o valoare indubitabilă și vă mulțumesc că ați acceptat și ați fost foarte deschisă să faceți parte din echipa de referențe oficiali și vă mulțumim încă o dată prin acest intermediu și desigur că recomandarea pe care ați făcut-o a fost discutată cu doamna profesor și urmează ulterior să fie realizată.
ne mobilizăm și vedem când putem să o scoatem la tipar și să, să fie, cum ați spus și dumneavoastră, accesibilă pentru un public mai larg. Comisie va fi referință. Vă mulțumesc mult! Conform procedurii, voi prezenta și eu referatul de analiză și după ce prezint eu referatul de analiză, vă dau timp să vă gândiți cine dintre invitați veți participa la discuții și oricine poate acorda întrebări sau a exprima copiii. Stimați referenți, invitații, conducători științifici, pretendente. Conform, am realizat și o referință la teza de doctor în știința al educației cu tema conceptualizare pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice, autoare Buzencu Valeria. Conform, deci rațiunea științifică a cercetării, conform standardul de calitate a tezelor de doctor, formularea temei de cercetare este originală și corespunde direcțiilor de cercetare, după cum au menționat și referenții. Din cuprins și conținutul lucrării se poate observa că cercetarea a urmat un traseu conform și adecvat temei și problemei de cercetare. Lecturarea componentelor aparatului științific al cercetării și compararea esențelor cu conținutul capitolului, a concluziilor de la finele capitolului și a concluzii generale oferă posibilitatea observării traseului strategiei cercetării și atestă logica, adecvanță și coerența acțiunilor adoptate și valorificate de doctorantă pe parcursul întregului demers investigativ. Semnificația științifică a cercetării. Demersul conceptual teoretic elucidează reperele teoretice privind inteligența socială a cadrului didactic și prezintă conținutul științific al conceptului de inteligență socială prin abordări istorice ale conceptului. Descrie procesul de formare profesională a cadrului didactic și argumentează științific interferențele semantice ale valorilor inteligenței sociale și ale culturii emoționale a cadrelor didactice. La fel, vreau să menționez că demersul științific este focalizat pe descrierea argumentelor privind valoarea culturii sociale a profesorilor, apreciată în termeni de adaptare socioprofesională. Din acest punct de vedere, autoarea constată că una dintre preocupările actuale ale psihologiei sociale este determinarea conținutului termenului de cultură socială a studenților, pornind cu analiza conceptului inteligență socială și competențe sociale, ce vizează strategiile de acțiune pe care le adoptă aceștia în diverse situații pentru obținerea unui plus de eficiență în relațiile sociale. Domnul profesor vă filmează. Cadrul european al competențelor cheie pentru învățare pe tot parcursul vieții abordează competențele sociale care demonstrează participarea constructivă a personalității la viața socială și socioprofesională. Sintetizând cercetările științifice, doctoranda a ajuns la convingere despre necesitatea reconsiderării structurii și conținutului științific al conceptului din perspectiva valorilor pedagogice. Identitatea culturală a profesorilor se întemeiază pe fundalul identității personale, termen vehiculat în psihologie și sociologie ce reflectă evantaiul percepțiilor personale. Apreciem conceptualizarea pedagogică a termenului de inteligență socială a cadrului didactic, care, în opinia autoare, constituie un sistem de competențe sociale exprimate în termeni de valori specifice comunicării pedagogice în area personală prin orientare pozitivă spre succes, rezistență la dificultăți, area relațională prin empatie, asertivitate și integritate și area rezonanță socială prin atingerea retroacțiunii, înțelepciune și responsabilitate pedagogice, care permit managementul interacțiunilor comunicative în mediul socioprofesional pentru amplificarea culturii sociale prin reprezentări despre succesul social. La fel aș vrea să apreciez confirmarea caracterului de noutate și originalitatea cercetării, care rezidă în conceptualizarea pedagogică a modelului teoretic al inteligenței sociale a cadrului didactice și definirea conceptului vizat. Cercetarea experimentală a specificului și a nivelului de dezvoltare a inteligenței sociale și descrierea profilului socioprofesional al cadrului didactic în termeni de valori deduse din competențele sociale
crearea unui cadru științific de referință pentru studiul inteligenței sociale a cadrului didactic și elaborarea unor concluzii științifice privind așa, respectarea principiilor, voi menționa și respectarea principiilor cercetării științifice. Autoarea a respectat principiul obiectivării prin adaptarea metodelor și tehnicilor de cercetare la scop. Au fost utilizate la nivel teoretic, documentarea științifică, recursul la istorie, metoda modelării pedagogice și așa mai departe. Principiul adevărului, principiul demonstrației, considerăm că cercetarea s-a isprăvit cu sarcina complicată de a studia, a ține în vizor, a analiza critic, a interpreta și a efectua sinteze privind toate aspectele teoretice anunțate. Problema și obiectivele cercetării. Ca element de noutate în contextul vizat, menționăm elaborarea în baza reperilor teoretice și metodologice a modelului teoretic al inteligenței sociale a cadrelor didactice. La fel a fost respectat principiul utilității, cercetarea este o contribuție efectivă în domeniul de cercetare, atât teoretică cât și practică, rezultatele cercetării pot fi diseminate și în practica curentă. Principiul metodic din cuprins și conținutul lucrării se poate observa că cercetarea a urmat un traseu conform și adecvat temei și problemei de cercetare. Conținutul celor trei capitole corespund titlurilor anunțate în cuprins. Structura și conținutul lucrării sunt corelate cu reperile conceptuale, componentele aparatului științific categorial. Epistemologia cercetării reflectă o viziune teoretico-praxeologică originară asupra dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice. La fel, metodologia cercetării, o să trec peste ea, fiindcă referințe au analizat foarte detaliat, valoarea rezultatelor științifice se referă la conceptualizarea pedagogică a inteligenței sociale a cadrelor didactice prin stabilirea conținutului științific al termenului, descris în definirea originală, crearea unui cadru științific de referință privind inteligența socială a cadrelor didactice prin cercetarea experimentală și modelul teoretic. Calitatea concluziilor generale și recomandărilor, inspirată de tehnica de argumentare, autoarea valorifică laborios concluziile, manifestă cutezanță în exprimare, sistematizează pertinent elementele fundamentale ale limbajului pedagogic din perspectiva dezvoltării inteligenței sociale a cadrului didactice. Aspectul tehnic și lingvistic al tezei demonstrează respectarea regulilor tehnice, cerințele de prezentare a materialelor grafice, respectarea standardelor bibliografice prin trimitere la textele analizate și respectarea cerințelor de prezentare corectă în linii mari, deci a tabelelor și figurilor. După cum au menționat și referințe, respectarea este foarte importantă, să respecte etica cercetătorului științific. Se constată faptul că investigația este realizată cu responsabilitate, autoare respect principiile etice profesionale, în cercetare nu se atestă elemente de plagiat. Am avut câteva întrebări la care a răspuns deja pretendenta. În temeiul argumentelor prezentate privind demersul cercetării, menționăm că teza de doctor în științe ale educației, conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrului didactice, specialitatea 531.01 teorie generală a educației realizată de Buzenco Valeria, corespunde exigențelor în vigoare ale NACEP, este o lucrare finalizată și relevantă teoriei și practici educaționale, ce conține suficiente valori teoretice și praxeologice, îndeplinind condițiile necesare pentru conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației. Bineînțeles că în orice cercetare este tot timpul loc și de mai bine. Sper că în următoarele publicații, în următoarele, vor fi luate în considerare acele sugestii care au fost propuse de referenții oficiali, care foarte detaliat au analizat lucrarea. Vă doresc succes! Mulțumesc mult, stimată doamnă președinte, mult stimată și distinsă doamnă președinte, pentru valoroasele puncte care le-ați menționat, fiind de o valoare extraordinară pentru noi, deoarece ați menționat cu un calificativ pozitiv această lucrare.
Vreau să menționez și să vă mulțumesc, deoarece încă de la etapa de presusținere, întotdeauna ați venit cu sugestii concrete și cu puncte pe care trebuie să le realizez și sper că acestea au fost realizate. Și pentru confortul psihologic care l-ați realizat în această ședință. Încerc scuze. Mulțumesc. Încă să conform procedurii, președintele invită toți la discuție. Oricine poate aborda întrebări sau exprima propriile. Poftim dintre invitați cine dorește să vorbească. Da, poftim. Mă numesc Dejma Pășan și astăzi sunt manager al unei instituții preșcolare și doctorantă științe de educație și de ce pentru mine astăzi a fost o dublă oportunitate de a participa și o admira pe Valeria. Acest subiect sau această temă este foarte importantă, inteligența socială în munca noastră a cadrelor didactice. Și nu am decât să exprim admirația față de munca și efortul pe care ai făcut, să apreciez mult că în momentul în care eu am spus că noi împreună am colaborat cu cercetător și cu coordonatorul, aveți o echipă minunată și sunt sigură că aveți fiindcă este foarte important. Odată cu evoluția societății, multe se schimbă și inteligența socială, atât cât și inteligența emoțională, pentru cadrele didactice este absolut importantă și relevantă la etapa mereu schimbătoare. Mulțumesc și sunt onorată să fiu prezentată. Vă mulțumim și noi și vă dorim succes. Mulțumesc. Să ajungeți și dumneavoastră la etapa de la. Domn profesor, poftim, domn profesor, domnul. Stimată domnul președinte, stimați colegi, deci eu vreau să menționez foarte că nu numai tema al nostru astăzi este un inedit. Deci toate temele care le-a produs domnul Bărbăr Maru sunt teme mai puțin cercetate. Vă asigur că am participat. Vorbiți, vă rog, mai tare să vă aud. Deci, prin teza de astăzi, prin tezele de până astăzi, învățătorul științific a cumpărat o școală care pornește pe o teorie consilă, care pornește pe o inteligență, care pornește pe o inteligență și creează niște teze, dar se poate cum mai inteligență. În acest context, eu felicit aceste două firi carismatice și două competențe care au format o altă sau alte competențe, împărtășesc ideea domnului profesor că e competență și este o competență, spun un cuvânt popular, neșorsă. Fiindcă dacă vorbim despre alte competențe care sunt abordate în multe teme, de la multe e așa cum spunea profesorul, că ce să mai spui? Și atunci dăm toată valoarea acestei teze care n-a format, după mine ea n-a format o competență, ea a format mai multe deschideri pentru formarea acestei competențe, deoarece o competență niciodată nu este formată. Ea se formează pe tot parcursul. De altă parte, vreau să menționez că eu am participat ca și îndrumător și am scris un aviz de 7 pagini
Și astăzi vreau numai să menționez câteva momente. Este o documentare ireproșabilă, fiindcă autoarea posedă mai multe zile și autoarea este una școlită, ați auzit, de curriculum vitae. De aceea, noi putem să avem foarte multe întrebări, dar eu consider că este o teză realizată conform logicii cercetării, deși eu nu de acord în problema cercetării spun trei subiecte despre experiment chiar. Deci este o întrebare retorică care sunt mecanisme și instrumente de formare, inteligenție și așa mai departe. Dacă analizăm logica cercetării, scopul obiectivele și ipoteza, noi ajungem la concluzia că autoare au produs toate valorile despre care vorbiți lupi de mai multe au vorbit, referință oficială, și a produs un set de valori importante teoretice, un set de valori importante practice, prin model și prin program, și concluziile sunt pertinente, așa cum am menționat toți, dar îndrumările sunt de patru nivele. Aceasta înseamnă că mulți au învățat și cu siguranță că acest text acoperă un gol în teoria educației generale din Republica Moldova și nu numai. Dar eu vreau să fac o precizare că cineva a scris totuși despre asta, nu știu dacă nu așa în Gurea, este o doamnă cercetătoare de România care zice Cozărescu. Eu pot să greșesc, dar nu cred. Cozărescu și are ceva la acest capitol. În rest, autoarea și-a format suficiente abilități de cercetător și noi ne pronunțăm pentru oferirea titlului de doctor în știință de educație la specialitatea mea. Să vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnul profesor. Da, mulțumesc mult, domnul profesor, pentru toate remarcile pe care le-ați realizat. Vă mulțumesc, în primul rând, că ați făcut parte din comisia de îndrumare pe parcursul acelor 4 ani de studii și că de fiecare dată ați venit cu sugestii, cu remarci care au îmbunătățit și adus doar plus valoare cercetării noastre. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Acum o să solicit o pauză, deci dumneavoastră o să închideți camera. Pretendenta conducător științific permite să dau citire procesului verbal al ședinței Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat cu titlul Conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrului didactice, autoare Băzencu Valeria. Așa, rezultatul votării, o spun. Deci, au participat la votare 5 membri a Comisiei de Susținere Publică. Rezultatul votării propune de conferirea titlului științific de către membrii Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Pro 5, contra 0. Și îmi permite să dau citire deciziei Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat privind conferirea titlului științific. În temeiul examinării tezei de doctorat, privind noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, redactarea tezei și conținutul tehnic, respectarea eticii deontologiei profesionale, calitatea susținerii publice, publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice, Comisia de Susținere Publică, aprobată prin ordin numărul 257 din 05-07-2023, a decis a conferit titlul științific de doctor în științe ale educației, domeniul științific, științe sociale și economice, doamnei Băzencu Valeria, urmarea susținerii tezei de doctorat cu titlul Conceptualizarea pedagogică
a dezvoltării inteligenței sociale a cadrului didactic, calificativul obținut foarte bine. A solicitat Senatului Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău aprobarea deciziei Comisiei de Susținere Publică din data de 08.09.23 privind conferirea titlului. A transmite demersul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru confirmarea titlului și semnează membrii Comisiei de Susținere Publică. Felicitări! Felicitări pretendente, felicitări conducătorul științific și mulțumiri pentru toți referenți care au realizat niște recenzii foarte detaliate și au apreciat la un nivel înalt lucrarea dumneavoastră. Mulțumim domnului profesor Silistraru care a fost în comisie de îndrumare și v-a ghidat.